Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. În această seară vom începe emisiunea cu o scurtă revistă a presei. Să vedeți și dumneavoastră ce vor scrie, ce scriu ziarele de mâine despre accidentul aviatic întâmplat ieri seară, aproape de ora 23. Jurnalul Național. Un accident rar întâlnit a lovit tragic în diplomația greacă. Cutia neagră a avionului va fi decodată la Atena. Conferința balcanică de la București s-a amânat. O turbulență de aer a provocat acest incident aviatic de marți. Premierul s-a supărat pe procurorii români, un alt titlu legat de acest eveniment nefericit din Jurnalul Național de mâine. Ziarul Adevărul. Din senin, ieri noapte, deasupra Giurgiului, o mână nevăzută a răsucit cu violență avionul ca pe un tirbușon. Alte două avioane, un Condor și un Boeing, au cerut aproape simultan aterizare de urgență pe Otopeni. În partea de sus a fuselajului avionului, lângă motorul central, se observă colțul dulapului de alimente care a străpuns carcasa aparatului. O fotografie inedită pe prima pagină a ziarului Adevărul. Noapte de coșmar pe Otopeni. Directorul general Gheorghe Răcaru, pilot arom cu vechime de aproape 30 de ani, a declarat pentru ziarul Adevărul: n-am văzut niciodată un interior de aeronavă atât de distrus. Relatări pe larg, mărturii zguduitoare și dezvăluiri în paginile 8, 9 și 10 din același ziar Adevărul. Ziarul Cotidianu. Enigmele zborului OA-3838. Pasagerii erau în poziții ciudate. Unii erau căzuți între scaune, alții pe scaune. 5 ore de coșmar la urgență. Tot așa, 3 pagini dedicate acestui tragic și nefericit eveniment. Curierul Național. Tragedia de pe aeroportul Otopeni a îndoliat întreaga diplomație internațională. Ce s-a întâmplat în avionul morții? Posibile cauze? Defecțiune tehnică, accident la bord, intrarea în siajul altui avion. Iată o nouă pistă, dacă putem să-i spunem așa, pentru cei care investighează acest incident. Același avion, o știre dată și de colegii noștri de la Observator, același avion care a aterizat la București a trecut printr-un incident similar în urmă cu un an. Ziarul Curentul, avionul groazei, 13 pentru infern, titlu mare pe prima pagină, un supraviețuitor povestește: am simțit 2-3 zguduituri puternice, bum, 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 după care nu mai știu nimic. Cauzele accidentului rămân un mister. Grecia a decretat doliu național, iar la București s-a amânat reuniunea ministrilor de externe din Balcani. Ziarul Azi este ultimul ziar dintre cele care au sosit până la această oră la redacție. Pe măsură ce vor veni și celelalte, o să le prezentăm. Tragedia din avionul oficial Elen. Morți într-o gaură de cer. Avionul a căzut brusc 5.000 de metri. 6 oameni au murit, 7 au fost răniți. Printre victime, prim ajuntul ministrului de externe și fiul său de 23 de ani. Cam atât despre acest groaznic accident în care și-a pierdut viața 6 oameni. Unul se află la spitalul de urgență zbătându-se între viață și moarte. În această seară vom discuta despre o problemă foarte gravă. 200 de oameni se află în greva foamei undeva în Valea Jiului, dar se pare că acest lucru în ziua de astăzi nu mai interesează pe nimeni. Numai cataclismele, numai tragediile mai pot mișca câte ceva din imobilismul autorităților. Mai mult decât atât, ce putem spune în momentul în care sunt 200 de oameni în greva foamei, nici presa nu mai are vigoarea pe care o avea altădată. Altădată când un singur om, dacă era în greva foamei, țipa de dimineața până seara. Da, asta e viața, pentru că este vorba de o zonă cu totul și cu totul deosebită. Este vorba de Valea Jiului. Sigur, 200 de oameni în greva foamei, ce mai contează? Atâta timp cât sute de mii sau milioane trăiesc o continuă greva foamei. Pentru a discuta această gravă problemă, am invitat în această seară în studioul Televiziunii Naționale Antena 1 pe domnul Miron Mitra, fost lider sindical și unul dintre parlamentarii de opoziție, unul dintre parlamentarii de opoziție foarte activi. Lângă domnia sa se află doamna
Gabriela Platon, director general la Direcția Generală de Ocupare și Formare Profesională din cadrul Agenției Naționale de Ocupare și Formare Profesională. Practic, cea mai mare parte dintre invitații mei în această seară ocupă funcții de conducere în astfel de agenții, de care trebuie să recunosc, îmi fac mea culpa, nu am auzit sau nu am auzit prea multe despre activitatea acestor organizații. Lângă mine se află liderul sindical, Romeo Beja, lider sindical în Valea Jiului, astăzi unul dintre cei care conduc această acțiune, unul dintre cei care se ocupă de minerii disponibilizați și de cauza acestora. În stânga mea, pe partea cealaltă, se află domnul Vasi Petroniu, da, președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere. Lângă domnia sa se află domnul Liviu Marcu, domnul Mircea Schreiber, secretar de stat la Departamentul de Dialog Social din Guvernul României, invitat și altă dată în emisiunea noastră. Și lângă mine și lângă domnul Schreiber, între noi doi, domnul Liviu Marcu, președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională. Acestea fiind spuse, l-aș ruga pe domnul Beja să ne spună câte ceva despre protestul celor 200 de mineri care se află în greva foamei și să ne spună, pentru că ieri seară circulau mai multe informații în legătură cu trei mineri care ar fi fost gata să-și dea foc. Care este situația, domnule Beja? Da, înainte de a vă răspunde la întrebare, aș vrea să fac o precizare în sensul că acei oameni care fac greva foamei în orașele Lupeni și Vulcan sunt oameni care din proprie inițiativă au ales acest protest. Cale. Și că finalmente eu îi susțin moral și că am făcut tot ce a fost cu putință ca aceste fapte, ca să zic, reprobabile să nu aibă loc în Valea Jiului și fac aici aluzie la faptul că ieri în orașul Vulcan greviștii de acolo au vrut să-și dea foc cu benzină. Cine sunt cei care fac greva foamei, domnule Beja? Sunt doar mineri disponibilizați sau există și alți oameni din alte categorii din sociale care s-au alăturat protestului? Din nefericire sunt și mineri disponibilizați, dar alături de ei sunt acei șomeri care n-au lucrat niciodată sau chiar dacă au lucrat cu reforma preconizată de actualul guvern. Care preconizată? Făcută? Deocamdată se pare că ea nu a ajuns în stadiu final. Probabil când va ajunge în stadiu final va fi pusă în discuție însuși existența biologică a acestui popor. Am înțeles. Și există și alte categorii sociale, că nu mi-ați răspuns. Sunt doar mineri disponibilizați? Mineri disponibilizați, șomeri care au fost siliți să părăsească locurile de muncă și în același timp șomeri care fac parte din categoria celor care nu au lucrat niciodată. În septembrie 1997, înainte de disponibilizări, Regia Autonomă a Huilei avea 43.000 de angajați. În urma disponibilizărilor din septembrie 1997, Regia avea 20.700 de salariați, a declarat în ianuarie 1999 purtătorul de cuvânt al Regiei, Valeriu Butulescu. Sunt adevărate aceste cifre? Da, este un adevăr, într-adevăr, și în ceea ce prezentați dumneavoastră și în același timp vreau să pornim de la o constatare relevată într-un act juridic, respectiv în acel protocol încheiat între sindicate și guvern, pentru că fac o paranteză. Când s-a încheiat acest protocol, domnule? În 8 august, după câte mi-amintesc, 1997. Și revin și spun că este foarte importantă această precizare, deoarece în Valea Jiului se vehiculează și nu numai în Valea Jiului, că acei oameni care au fost disponibilizați, au fost achitiați, ca să zic așa, după acele sume compensatorii, ne informându-se că, de fapt, acei disponibilizați au fost păcăliți, pentru că acel protocol prevedea și alternativa unui alt loc de muncă.
Am înțeles. Deci de aici trebuie să plecăm, pentru că este foarte important. Păi, sigur că da, pentru că prima întrebare pe care am să o pun celor de la agenție și cei care reprezintă autoritățile în această țară este, ar fi următoarea. Ce s-a întâmplat cu cei peste 22.000 de șomeri din Valea Jiului? Câți dintre ei ocupă astăzi un loc de muncă? Câți dintre ei au rămas în Valea Jiului? Câți dintre ei au plecat? Ar fi întrebările la care ar trebui să răspundeți dumneavoastră pentru opinia publică. Și care, de fapt, este agenția care se ocupă cu aceste lucruri? Este vorba de doamna Gabriela Platon? Sigur, un lucru foarte important trebuie menționat de la început. Nici Ministerul Muncii, nici Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională, care este obiectul de reformă al Ministerului, nu creează locuri de muncă nicăieri. Deci ceea ce facem noi este să adaptăm forța de muncă pentru elementele economice care intervin în zonă și creează locuri de muncă. Această precizare se impune de la început, pentru că de foarte multe ori am fost acuzați că n-am făcut, că n-am creat, că noi avem niște programe de mai multe tipuri, iar Valea Jiului a fost un element prioritar pentru noi. Am colaborat foarte bine cu Agenția de Reconstrucție a Zonei și am demarat programe de măsuri active cu prioritate pentru Valea Jiului. Avem în acest moment în derulare vreo 166 de măsuri active. Astea sunt măsuri realizate în baza... Nu, v-am întrebat câți dintre 22.000 de șomeri din Valea Jiului, o zonă monoindustrială. Câți dintre acești oameni au găsit un loc de muncă? Deci ei au fost asistați în diverse tipuri de măsuri active. Deci ca să găsească un loc de muncă, în primul rând, este elementul economic care dezvoltă locuri de muncă. Asta vreau să spun. Deci nu există acest element economic. Noi am încercat să creăm niște locuri de muncă temporare. Un element foarte important, care în afară de faptul că rezolvă problema de ocupare pe o perioadă de timp, ajută la soluționarea unor probleme de infrastructură din zonă. Deci repara drumuri, curățat. Deci, doamne, până să vorbim de infrastructură, eu nu vreau să vă spun pe dumneavoastră. Locurile de muncă pe care noi le-am creat în zonă. Până la infrastructură, ziceam, nu vreau să vă scot dumneavoastră într-un fel vinovată. Eu vă întreb simplu și după aceea vorbim de infrastructura pe care o invocați dumneavoastră. Din cei 22.000 de șomeri, câți și-au găsit loc de muncă? Deci, vedeți, dumneavoastră, este foarte greu să vă spun că sunt dintre cei... În Valea Jiului, de exemplu, au fost 8.000 de persoane asistante în program, dintre care 1.362 au locuri de muncă certe la acest moment. Astea sunt locuri de muncă certe, adică afară de cele temporare pe care le-am creat. Deci sunt locuri de muncă în diverse activități. Astea sunt elementele care le avem noi de statistic. Adică am avut asistări de... Bun, deci ați creat sau ați ajutat prin asistarea pe care ați făcut-o, ați susținut 1.300 de oameni din 22.000 de șomeri. Deci sunt cifrele pe care le am apropo de locuri certe. În afară de aceste locuri, da, am avut locuri de muncă create în interes comunitar. Deci locurile de muncă de care vă spuneam, ele au fost plătite, oamenii au fost angajați, salariați, timp de 6 luni de zile, după care au fost din nou îndreptățiți la un ajutor de șomaj pentru perioada de iarnă, când aceste măsuri nu se puteau face. Și unde au lucrat acești oameni 6 luni de zile? Deci au lucrat la diverse elemente de infrastructură, la curățare zonă, la drumuri, la... Deci au fost punctual. Acum este foarte complicat să vă spun exact. Primăriile sunt cele din zona respectivă a Valea Jiului, care au încheiat contracte de măsuri active cu Agenția Județeană a Județului Hunedoara și în acest context au derulat activități. Oamenii au primit salarii, am și cifre, dacă... Deci am situația, voi disponibilizează exact. Nu, pe mine mă interesa exact. Deci salariul a fost mediu pe ramura respectivă. Deci dacă au lucrat la drumuri, salariul mediu pe ramura de drumuri. Haideți să întrebăm și pe ceilalți invitați cu ce se ocupă aceste agenții. Să-l întrebăm pe domnul Petroniu, președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programului de Reconstrucție a Zonelor Miniere. Este o denumire foarte lungă și foarte interesantă. Să vedem care ar fi rezultatele ființării acestei agenții. Mai întâi vreau să vă spun că această agenție a fost înființată și din inițiativa sindicatelor care au folosit pentru această măsură luată experiența britanică sau olandeză în domeniu. Au fost excursii de studii acolo și sigur că experiența acestora le-a folosit ca... O frecție la un picior de lemn. Nu, o frecție ca un picior de lemn, pentru că nu s-au dus decât vârfurile sindicale și acolo, pe lângă experiența instituțională, au văzut că locurile de muncă nu se creează în 6 luni sau într-un an.
singurele rezultate palpabile au apărut cel mai devreme după 3 ani, de la înființarea unor astfel de instituții. Pentru că, de obicei, guvernele, când au dezechilibre în anumite zone, își înființează o serie de structuri ale administrației, dar trebuie să aloce și niște fonduri. La noi s-au înființat întâi zonele sau întâi s-au format dezechilibrele? Nu, peste tot, în toată lumea s-au format mai întâi dezechilibrele și după aceea au apărut răspunsurile. Și acesta, înființarea acestei agenții a fost un răspuns al guvernului, un răspuns care este favorabil. Cu ce? Avem foarte puțin timp la dispoziție, mai avem o oră și suntem optinși. Cu ce se ocupă această agenție, domnule Petroni? Această agenție se ocupă în principal cu elaborarea și implementarea unor programe de reconstrucție a zonelor miniere. Programe care au la bază crearea de alternative pentru dezvoltarea zonei, deși pentru dezvoltarea... Câte alternative ați creat în aceste zone? Până în prezent, cu efortul propriu al agenției, nu s-au putut lansa programe, nu s-au putut implementa, de lansat am lansat, dar nu s-au putut implementa programe. A lansat lipsei, înseamnă pe hârtie și a... Da, lipsa de finanțare, stimate domnul, care lipsește la ora actuală. Și lipsa de ce lipsește? De finanțare internă pentru susținerea acestor programe. Lipsa de finanțare lipsește, nu, finanțarea lipsește. Da. Deci lipsa de finanțare este motivul pentru care nu s-au implementat aceste programe. Prin urmare, agenția a căutat finanțare externă și anul acesta am reușit să negociem un contract de împrumut, un proiect de dezvoltare a zonelor miniere, care se ridică la o sumă de aproximativ 20 de milioane de dolari. Când veți primi acești bani? Contractul de a fost semnat cu Banca Mondială, deci cu BIRD-ul, a fost semnat în 31 august. Programul începe în anul 2000. Practic, în această perioadă avem pregătirea proiectului. Negocierea cu Banca Mondială a durat aproape un an. Spuneți-mi, domnule Petroni, dumneavoastră cu ce gând ați acceptat această funcție de președinte al Agenției pentru Dezvoltarea? Eu din start nu puteam să accept o astfel de funcție, dar bine, eu sunt ziarist. Da, dezvoltarea și implementarea programelor de reconstrucție a zonelor miniere. Și am să vă spun și de ce. Pentru că întâi au fost luate măsurile acelea de disponibilizare și de lichidare, practic, în cea mai mare parte a zonelor de acolo și după aceea s-au înființat aceste agenții. Nu trebuiau înființate aceste agenții, având în vedere planurile care existau la guvernul Ciorbea și după aceea guvernul Vasile? La două întrebări v-am pus. Da. Întrebările sunt foarte bune și le-au pus foarte mulți. Sigur că guvernul, înainte de a-și adopta o strategie de restructurare a sectorului miner, era firesc să-și înființeze niște structuri care să preia aceste dezechilibre rezultate în urma restructurării. Problema este că procesul a fost foarte mult întârziat în România și România nu avea acces la niciun fel de finanțare externă pe linie internațională, finanțări internaționale sau pe linie bilaterală. Prin urmare, a fost nevoită să răspundă printr-o măsură destul de intensă la această întârziere. Dacă guvernele anterioare ar fi reușit să facă această restructurare cu pași mai lungă durată, sigur că exista și timpul necesar pentru pregătirea alternativelor. De ce n-ați făcut pașii mai mari, domnule Mitrea? Nu s-au făcut până acum. Nu, să-l întrebă domnul Mitrea, că a fost unul dintre... Domnul Mitrea n-a fost în perioada aceea, dar poate să dea un răspuns. Cum n-a fost? Păi nu a fost implicat, era doar în viața sindicală. Păi în viața sindicală. Ce ați făcut, domnule Mitrea, în viața sindicală? Petron știe mai bine dacă e bine ce am făcut. Am fost în PDSR în perioada aceea, domnule Petron. Sunt în partid de 5 ani de zile. Mai mult chiar decât am fost în sindicate, sigur a rămas o urmă care mă bucură că activității mele sindicale. Păi nu ne-am gândit la aceste agenții, pentru că noi nu ne-am gândit să dăm afară 20.000 de mineri odată, așa, peste noapte. Deci dacă avem asemenea proiect, sigur că probabil ne-am fi gândit cum putem să preluăm forța de muncă care iese din activitatea de zi cu zi. Noi am avut un proiect pornit în 93, mă scuzați, și finalizat prin 95 în câmpia Oltenii, deci în altă parte. Proiect care a fost, după câte țin eu minte, un succes.
chiar în 95 regia din zona era cu un beneficiu. Sigur că după ce a apărut această cădere economică extrem de drastică, orice altă discuție este aproape inutilă. De fapt, mă gândeam ascultându-vă, stăgea în cazul în care un șofer care are o foarte bună asigurare a ADAS intră cu mașina într-un pom, își accidentează pasagerii, el fuge să-și încaseze banii și lasă pasagerii și cu spectatorii să discute. Pasagerii fiind reprezentați de domnul Beșa și noi ceilalți ca și spectatori. Lângă șoferul care a dus această mașină în pom, noi suntem de față aici. Suntem într-un paradox, domnul Tucă. Noi suntem pe o cădere economică de 3 ani de zile, o contracție fantastică de piață, pierdem locuri de muncă, domnul, peste tot. Luați un culo de contracție. Haideți să vorbim de oameni ăștia, că sunt 200 de oameni care sunt în greva foamei. La oameni ăștia vreau să ajung. Știți că nu interesează pe nimeni faptul că 200 de oameni sunt în greva foamei? Din păcate, da. Dar noi discutăm... Stați o secundă. Haideți să luăm partidul noastră, luăm vreo poziție în legătura cu acest fapt. 200 de oameni sunt în greva foamei? Pentru că vreau să vă spun un lucru care sigur nu este foarte... Dar trebuie să recunosc. Eu am aflat această chestiune în această seară. Nicăieri nu mai scrie în presă când se întâmplă ceva. Am și spus acest extrem lucru. Extrem de imobilă la aceste tragedii care au devenit zilnice. Bun. Dați-mi voie să mă întorc un pic la ideea care vă spuneam. Vorbim de 3 agenții, 2 direcții. Discutăm de foarte multe organe care, sigur, s-a înființat o agenție lipsă de finanțare. De ce s-a mai făcut o agenție când e lipsă de finanțare? Că doar ea consumă niște bani. Când de fapt, ar trebui să ne gândim cum să nu-i dăm afară pe mineri, cum să găsim soluții ca economia să dezvolte, nu să involueze și astfel să aibă locuri de muncă. Și atunci putem să dăm soluții pe termen lung. Altfel putem face 50.000 de agenții. În hai fiecare domeniu e Petreniu, câți bani au primit de la buget? Domnul Tucă, cu tot respectul pe care îl spus că nu s-au primit finanțări interne. Deci nu s-a primit niciun ban. Deci, în Parlament, mă scuzați, domnul Beja, deci agenția și-a elaborat un pachet de programe și a susținut în Parlament un amendament prin care a solicitat inițial 300 de miliarde, ulterior au rămas 208 miliarde. Deci senatorul Andrei Oprea, președintele Comisiei Bugete Finanțe, a susținut acest în plen, la dezbaterile legii bugetului, a susținut acest amendament. Ieșind de 3 ori la rampă, cum se spune, și mulțumesc multor parlamentari și din opoziție și din actuala putere care au susținut acest amendament. Numai că rezultatul nu avem ce să dea socoteală în fața celor care i-au trimis din zonele miniere. Rezultatul votului inițial a fost favorabil promovării acestui amendament. Ulterior, după reluarea votului, în loc de 108 voturi pentru, am rămas doar cu 88 de voturi pentru. Prin urmare, amendamentul a căzut. Și atunci n-a mai fost niciun fel de finanțare. Și asta s-a întâmplat în martie 1999. Domnul Beja. Deci, domnul Tucă, cu tot respectul pe care vi-l port și care de regulă mi-l manifest chiar și față de un copil de grădiniță, aș vrea să înțelegeți că alunecăm spre o discuție sterilă și să mai înțelegeți faptul că de 3 ani de zile, printr-o acțiune coordonată, inclusiv printr-o parte a mass media, s-a reușit denigrarea VEJ-ului, s-a reușit intoxicarea opiniei publice vis-a-vis de Valea Jiului, și că în cadrul emisiunii dumneavoastră se continuă identic și că ar trebui să spunem cel puțin în momentul de față adevăr. Cine intoxică? Poftiți? Cine intoxică? Păi, vedeți, dumnealor vin cu explicații așa superficial prezentate, care de regulă au fost repetate în fiecare emisiune și... E pentru prima de când... 4 dintre cei invitați aici se prezintă în emisiune. La reprezentanții puterii. Spuneți dumneavoastră ce se întâmplă în Valea Jiului, așa ca să înțeleagă și un copil de grădiniță. Deci, domnul Tucă, Valea Jiului trebuie scoasă din circuitul economic, național, evident. Este o răzbunare politică. Este un plan bine stabilit, peste maxim câteva luni, mai rămân 4 mine în Valea Jiului, care și acele trebuie concesionate. Sunt interese materiale deosebite în spatele acelor firme, acelor agenți economici, mai exact, care vor să concesioneze în unitățile miniere, stau reprezentanții actualei puteri, care probabil vor absorbe de acolo miliarde bune pentru campania electorală și nu numai. Și dacă vreți să vin cu argumente și dovezi în acest sens, să mă lăsați și pe mine să vorbesc, pentru că vă rog. Vedeți ceea ce se întâmplă în momentul de față. Vă rog.
aici nu face altceva decât să devieze total de la subiectul principal. Deci, să o luăm cu începutul. În 1997, cum s-a spus la începutul emisiunii dumneavoastră, a apărut acel protocol semnat între guvern și sindicate. Sindicate între ghilimele, de ce? Pentru că domnul Petronoiu, dacă am înțeles bine. Petroniu, vă rog să mă scuzați, da? Spunea că din inițiativa sindicatelor, care sindicate? Acele persoane pe care a reușit puterea să le corupă, da? Pentru că o singură persoană a semnat fără acordul și la noi există un statut care trebuie respectat. Statutul derivă și el din lege, da? Trebuia respectat. Respectiv trebuia să fie o hotărâre a Consiliului de Coordonare. N-a fost acea hotărâre a Consiliului de Coordonare. Domnul Marcel Makarovski a fost cooptat ulterior, după cum știți bine, în guvern. În guvern. Așa? Consilier al primului ministru. Exact. Și a semnat acel protocol prin care punea pe drumuri 20.000 de oameni cu acea improvizație în protocol că va exista alternativa unui loc de muncă. Deci în felul acesta oamenii au fost păcăliți. Numai un pic. După care au urmat alte etape, pentru că trebuie să spunem că au mai fost disponibilizări după aceea, dar, bineînțeles, un număr de mai persoane mic, mult mai mic decât cel din 1997. Bineînțeles că va trebui să prezentăm aici două chestiuni distincte și după care să facem corelația. Imediat. E vorba despre disponibilizați, dar da, și despre activi. Pentru că activii sunt la ora actuală într-o asemenea situație încât dacă cineva le-ar da 20 de milioane, acum ar pleca de unul singur. Deci, prin măsurile pe care le-a luat guvernul, respectiv neplata la timp a salariilor, salarii de mizerie, pentru că salariul mediu la ora actuală este nu cel prezentat de ProTV în 1997 de 3 milioane, deși la vremea respectivă salariul mediu era de 825.000 de lei și nu 3 milioane. Bine, acolo se intră sub incidența codului penal, nu discutăm acum aspectul ăsta. Vom spune că la ora actuală salariul mediu în Valea Jiului este 1.500.000 și că se fac eforturi ca el să scadă și mă refer aici la faptul că materialele necesare procesului de producție lipsesc. 1.500.000 fără sporuri, fără nimic sau? Poftiți? Salariu net în mână. Da. Da. Cu sporuri sau fără sporuri? Cu tot cu sporuri. Așa. Cu tot cu sporuri, pentru că, repet, se fac eforturi vizibile ca minerii din Valea Jiului să nu-și realizeze planul. Așa cum am spus anterior, materialele necesare procesului de producție. Bun, domnul Bejea, dumneavoastră credeți că este un complot politic, practic, împotriva Văii Jiului? Absolut. Spuneți-mi și mie atunci, pentru... am înțeles, spuneți-mi de ce și, acest... Încă o precizare, acest... nu numai asupra Văii Jiului, asupra minerilor în general, pentru că frații noștri din Oltenia au un salariu între 5 și 6 milioane. Poți să ia și 10 milioane, dar cel puțin 9 să ni se dea dreptul nostru pe care merităm în, muncea, în urma muncii prestate. Acest protest de care vorbiți... Și li s-a dat acei bani... Numai un pic, deci li s-a dat acei bani ca ei să nu participe la acțiunile noastre sindicale, înțelegeți? Da. Și acum au ajuns în situația ca să li se închidă mine. Am înțeles. Spuneți-mi, acest protest, atunci, cui îl adresați dumneavoastră? Opiniei publice? Dacă dumneavoastră vedeți în această strategie, în ghilimele, a guvernului, de fapt un complot politic. Deci demersul dumneavoastră, 200 de oameni în greva foamei, pe care îi sprijiniți moral și așa mai departe, această acțiune a celor disponibilizați pe care o conduceți, cui adresați această mișcare, acest protest? Domnul Tucă... Dacă nu mai aveți nicio încredere în guvernul României și în reprezentanții care sunt prezenți aici, o să întreb câte ceva imediat, vă rog. Domnul Tucă, încerc să... fac o afirmație față de care o să am simțul răspunderii. Deci, în timpul evenimentelor din ianuarie, anul curent, eu am fost singurul lider de sindicat care am dorit să ajungem la București. Dar nu ca să dăm jos guvernul, înțelegeți, ca să afle țara adevărul. Să afle țara adevărul despre ceea ce se întâmplă la ora actuală în minerit și făceam abstracție. Și trebuia să veniți la București ca să afle țara. Eu v-am avut în vreo două emisiuni, puteați să spuneți acolo tot adevărul. Și probabil că l-ați și spus.
Nu vă opri nimeni. Nu, pentru că este nevoie de o analiză amplă, domnul Tucă, și este necesar timp pentru... O analiză unde? La București? Nu neapărat la București. Păi asta a spus, că trebuia să mergeți la București ca să se află adevărul. Deci noi până la Vâlcea am dorit negocieri, da? Da. Am dorit dialog. Da. Și la Vâlcea, după ce ni s-a răspuns cu... Noi am venit, ne-am deplasat cu mâinile goale, da? Da. Ni s-a răspuns cu... Nu, a fost vreo două bătălii, nu mai contează. Ni s-a răspuns cu forțele de ordine, a urmat acel dialog între Miron Cosma și primul ministru între 22 Cozia, și miezul da? Nopții. Nu, domnul. Timpul nopții. În timpul nopții a urmat un dialog între Miron Cosma, unde Miron Cosma a fost păcălit. Până la întâlnirea de la... Până la întâlnirea de la Cozia, mă înțelegeți? Da. Așa. De ce a fost păcălit Miron Cosma? De ce a fost păcălit? Păi, da. Pentru că i s-a promis acel... procentat de 35%, respectiv mărirea salariului cu 35%, justificat și sunt dovezi clare în acest sens, așa, și pe lângă asta i s-a promis că nu se va închide nicio unitate minieră. Și vedeți că nu s-a respectat acel protocol de la masă. Mă înțelegeți? Am înțeles. Haideți să dăm cuvântul și reprezentanților din stânga mea, reprezentanților ai autorităților. Aș vrea să-l întreb pentru început pe domnul Schreiber, dacă știe despre toate aceste probleme care există în Valea Jiului și care ar fi soluțiile celor din guvern. Sau spuneți-ne care ar fi următoarele măsuri pe care luați în legătură cu Valea Jiului, să vedem dacă există acest complot politic de care vorbea domnul Beja. Aveți de gând să închideți toată zona? Dânsul a făcut o afirmație de la care ar trebui să pornim, că în cadrul complotului se dorește scoaterea din circuitul economic al Valea Jiului. Eu cred că, de fapt, toate acțiunile pe care le-a întreprins guvernul în ultima vreme țin cont de introducerea într-un circuit economic al Văiejiului. Ea nu a fost într-un circuit economic. Acolo s-au prăpădit o mare parte din datoria externă. Fără minerit. Acest fenomen s-a întâmplat în toate țările care au trebuit să-și ajusteze economia. Noi am avut o economie extrem de energofagă. Domnul Tucă, am permis să-l întreb. Nu mai este necesar. Nu este vorba de o mare parte din datoria externă, așa cum vehicula și domnul ministru Berceanu, că la 1000 de lei marfă se pierd 6000 de lei. Nu se poate să accept asemenea dezinformare. Deci, un post național. Eu iau datele de la Ministerul Industriilor. Noi scoatem cărbunele cu 23-24 de dolari maxim, înțelegeți? Este cel mai ieftin cărbune din lume. Deci, inclusiv reprezentanții guvernului, și am o notă în mașină, dacă doriți vă aduc, sunt soliți să recunoască că noi mergem fără subvenții în Valea Jiului. Și de ce nu vindeți acest cărbune? Este foarte simplu. Este cel mai ieftin cărbune din lume și nu vi-l cumpără nimeni. Vindeți-l! Ce e o problemă? Păi, dumneavoastră nu sunt regia statului, sunt firmă de particulare, sunt butic. Să opune statul să vindeți de principiu. Deci să opune statul să vindeți acest cărbune? Nu să vindă domnul Beja sau domnul... A spus vindeți. Nu vrea Ministerul Industriilor să vândă acest cărbune atât de ieftin. Și acum ați făcut o afirmație față de colegul din Oltenia. Dânsii nu primesc subvenții. Mare atenție. Primesc subvenții mascate, domnul. Nu primesc, domnul. Nu știu ce înțelegeți pe mascate, dar dânsii nu le primesc. Deci noi nu avem niciun punct divergent cu ortacii noștri din Oltenia, mă înțelegeți? Dar să revin la ce spuneți dumneavoastră. Deci nu avem piață de desfacere, cu alte cuvinte, da? În economia de piață... a scos din circuit unități economice care erau competitive inclusiv pe plan internațional. Deci noi nu avem piață de desfacere, așa este? Deci au fost unități energofage care nu mai pot să consume atâta energie ca în trecut. Asta a fost problema lor. Nu au fost competitive și problema noastră e că am acționat foarte încet în sensul ăsta. Și între timp s-au pierdut resurse și între timp ne-am îndatorat, iar acum nu mai avem suficienți bani ca să facem aceste locuri de muncă de care dumneavoastră aveți atâta nevoie. Și nici credibilitatea internațională să ne putem împrumuta. Eu cred că numai cu banii care sunt bugetele acestor agenții și direcții pentru cel puțin 1000-2000 de acea disponibilitate ar putea să facă ceva. Domnul, este ce buget are agenția pe care o coordonezi? Știți cât are domnul Mitrea? Nu știu, dar nu știu ce trebuie inventat sau implementat ceva care nu folosește nimic. Și spunem tot timpul, asta e părerea mea, sigur. Cum ceva care nu folosește la agenția dumneavoastră, agenția cealaltă, direcția, nu folosește nimic dacă 20.000 de oameni mai moderat sunt lăsați fără niciun fel de soluție de viață. Dumneavoastră, credeți că o instituție guvernamentală înființează locuri de muncă, stimate domn? Da, eu cred că o instituție guvernamentală... Guvernul Băcăroiu a făcut treaba asta vreun moment? Da, sigur că da. Nu primă surs directe, foarte corect observația. A lansat politici care determină...
pe investitori să creeze, numai investitorul. Deci guvernul Văcăroi a lansat politici care a determinat pe investitori. Discutăm de locuri de muncă reale, economic, sau de locuri de muncă fictive, economic? Că se poate mâine realiza acolo 5.000 de locuri de muncă, dar noi discutăm de locuri de muncă reale, economic. Știți cum, problema este foarte simplă. În momentul în care e o măsură, cum se poate în Valea Jiului, de disponibilizare a atâtor oameni, corect. Așa a spus foarte bine Romeo Beja, care au fost păcăliți, noi am tot strigat, vă păcălesc, însă manipularea este largă și pentru populație se găsesc metode. Au acceptat cu 20-30 salarii, cu speranța că vor primi, au rămas fără niciun fel de organ. N-au nicio soluție. Povestea cu recalificarea unui miner cu 20-30 de ani vechime, să-l facem barman sau să-l facem lucrător la calculatoare, haideți să o lăsăm că nu ne crede nimeni. Știam de la început toți, care avem cât de câtă experiență în domeniu, că acești oameni vor rămâne multe de fame. Știam toți. Și trebuie completat cu și faptul nu s-a luat nicio măsură, pentru că dacă se vrea să o măsură, contestatorii n-au realizat decât inflație, vă rog să mă iertați. Dacă se dădeau niște bani, că se iau niște măsuri, un loc de muncă costa 1996, înființarea unui loc de muncă 20 de milioane. Nu mai am astăzi toate datele. Banii care au fost consumați aiurea în acest proces de bâșbuială în zonă, puteau să creeze locuri de muncă. Sigur că a fost foarte corect observația colegului. Nu există măsuri directe de a crea locuri de muncă. Există politici. Sigur. Unele care dau rezultate și altele care nu dau. Sigur. Dar revin la ce am spus la început și, mă rog, bine, a făcut bine că m-au oprit, domnul, că nu era momentul atunci. Problema este, dumneavoastră, cei care sunteți aici, nu aveți soluții. N-aveți cum să aveți soluții. De moment ce politica actualei puteri este o politică de descreștere economică, dezindustrializare, ce să mai facem curentul electric? Cine mai trebuie după aceea cărbună? Dacă îmi permite, domnul Tucă, vă rog mult de tot, doar o singură remarcă la ceea ce a spus, ca să nu trecem la și cei care ne ascultă să înțeleagă. Stați o secundă, că nu facem altceva decât să-i dau cuvântul domnului Marcu, colegul dumneavoastră care n-a apucat să spună nimic până acum, în legătură cu ce spunea domnul Mitră. Vă rog, domnule Marcu, sunteți președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională, care nu lucrează cu minerii direct. Noi suntem înființați ca o necesitate a aplicării în România unui concept nou european care se cheamă dezvoltare regională. E nebunie, auziți? Da, să știți că este. Și pentru asta avem bani. Avem 20 de milioane de dolari. Ce dezvoltare regională ați făcut dumneavoastră până acum? Păi domnul, dacă dumneavoastră plecați de la o premisă că numai la București se pot face planuri, înseamnă că dumneavoastră... Nu, faceți la Caracal, că n-am zis la București. Păi nu. Dar dacă vine un deștept din Caracal cu o idee foarte bună, da, în sensul bun al cuvântului, eu pot să o finanțez. Nu mă puneți pe mine să-i fac și planuri de finanțare domnului Beja și să-i fac și locuri de muncă. Uite, domnule, l-aveți pe colegul dumneavoastră, domnul Petroniu, care a venit cu planuri foarte bune și n-are niciun plan. Nu amestecați lucrurile. Dacă nu știți ce înseamnă dezvoltare regională, lăsați-mă să vă explic în două minute. Acest concept înseamnă stimularea inițiativei locale. Vine cetățeanul cu proiectul, proiectul este viabil, respectă criteriile. Ce cetățean a venit la dumneavoastră, domnul Marcu? Domnul Tucă, întrebați pe domnul domnule, de la PDSR. Domnule, ați dat o definiție, da? Ce înseamnă dezvoltare regională? Vine cetățeanul la dumneavoastră cu proiectul. Pe domnul Beja nu l-ați oprit din vorbe. Lăsați-mi să rostesc măcar o singură frază. Câți cetățeni au venit la dumneavoastră cu proiecte? Domnul Tucă, vin. Poți să vă o frază măcar să vorbesc, să o rostesc de la început? Aveți un sfert dură să vorbim, mulțumesc. Domnul Tucă, acest concept de dezvoltare regională se bazează pe o relație financiară între noi, agenție guvernamentală, care avem bani de la Uniunea Europeană și de la Guvernul României, și inițiativa locală, stimulată prin agenții de dezvoltare regională și prin consilii de dezvoltare regională. Nu noi creăm, nu vrem să ne substituim unei autorități care să creeze locuri de muncă de care domnul Beja s-ar putea să nu fie mulțumit. Poftim, îi fac un proiect și domnul Beja nu este mulțumit. Cine plătește costul? Hai să responsabilizăm, să vină domnul Beja, care are oameni în subordine care pot gândi o afacere și eu îi finanțez afacerea lui. Peste tot în Europa se întâmplă la fel. Numai în România vrea sindicatul din Valea Jiului să fie administrată, să-i fie administrată viața. Domnul Beja, dumneavoastră vreți să fiți conduși, nu vreți să fiți administrați. Să vă spun de dimineață până seara ce aveți de făcut? Deci, domnul Marcu, nu se poate așa. Dumneavoastră nu mă cunoașteți. Nu, lăsați-mă. Dumneavoastră spun pe la adresa guvernului și n-am reacționat. Dar acum reacționez. Vă rog, poftiți. Pentru că dumneavoastră aveți numai o singură idee. Dacă nu reușiți ceva în Valea Jiului, fuga la primul ministru. Evitați să discutați cu instituții înființate pentru a vă ajuta. Cum este Agenția de Dezvoltare pentru implementarea zonelor miniere, Agenția de Reconversie Profesională, Agenția de Dezvoltare Regională. Dumneavoastră vă duceți direct ori în stradă, ori la primul ministru. Dumneavoastră nici nu mă cunoașteți pe mine. Nici habar n-aveți și dumneavoastră, ca și domnul Mitra, că există o agenție guvernamentală înființată cu bani de la Uniunea Europeană. Domnul Marcu, eu știu. Nu știți. Cu toate că ați votat legea în Parlamentul României. Domnul Marcu, eu știu și vreau să vă spun. Prin urmare, domnul Tucă, este foarte clar. Pe 12 august am lansat la Uniunea Europeană, aici, la delegație în primăverii, am lansat licitația de proiecte.
care înseamnă 20 de milioane de dolari finanțare din partea Uniunii Europene și a Guvernului României, ăsta blamat de domnul Beja, și a găsit bani să dea cofinanțare pentru astfel de proiecte. Sunt două tipuri de proiecte. Inițiativă locală, care înseamnă restructurare industrială, reconversie forței de muncă și agroturism, și proiecte mari pe care pot să le dezvolte agențiile de dezvoltare regională, sindicatele, asociațiile profesionale, camerele de comerț. Dumneavoastră habar nu aveți, domnul Beja, că există astfel de agenții. Îmi pare foarte rău, dar nu e cazul să vă contrazic în momentul de față. Pentru că nu aveți argumente. Nu vreau să vă spun. Ați văzut acest ghid? Domnul Marcu, lăsați-mă să vă spun. Ați văzut acest ghid? Ați văzut? Bineînțeles, să-l am în mașină dacă vreți, vi-l aduc acum. Ăsta e un aspect. Și al doilea aspect, când trebuia să faceți dumneavoastră așa ceva? Conform protocolului pe care l-ați semnat. Nu mă legați. 27 octombrie, domnule. Nu am nicio legătură cu protocolul dumneavoastră. Eu am o legătură cu protocolul meu, cu protocolul semnat între guvern și reprezentantul sindicatului. Duceți discuția unde vă convine dumneavoastră, că guvernul are un plan. Dumneavoastră vă închipuiți că guvernul Radu Vasile stă într-o zi și spune, ia să vedem să mai dăm afară în 1000 de euro. Domnul Marcu, haideți la concret. Spuneți-mi și mie, la ora actuală, câte locuri de muncă poate crea guvernul. La ora actuală. Stați un pic, domnul. Hai să vă spun. Haideți să nu mai umblăm pe afirmații care n-au acoperire în practică. Vă rog, la ora actuală spuneți în fața opiniei publice câte locuri de muncă poate să creeze guvernul și noi ne ducem în Valea Jiului. Foarte multe, estimate. Nu vă răspunde, domnul. Vă răspund și eu. Da. Deci guvernul nu creează locuri de muncă. Așa cum v-a spus și domnul Mitre aici, vedeți, ne înțelegem. Guvernul creează politici pentru generarea de locuri de muncă. De acord, nici guvernul comunist nu a creat locuri de muncă. A creat politici și finanțări pentru a apare locuri de muncă. Da? De acord cu dumneavoastră. Da, deci agenții de atunci cu capital de stat creau locuri de muncă. Bine, atunci nu același am lucru se întâmplă și astăzi, numai deci, că există alt sistem de finanțare. Câte locuri de muncă pot fi create de mâine? Da, vă răspund, domnule. Da, vă rog. Prin implementarea programului de măsuri cu impact rapid în locuri de muncă în Valea Jiului și Gurețul Gorj, care înseamnă granturi pentru minerii disponibilizați și MM-uri, se cheltuiesc 850.000 de euro, 29 de proiecte care se creează, duc la apariția 800 de locuri de muncă pentru disponibilizați. 2. Avem 55 de milioane de dolari, din care s-au cheltuit 4 milioane pentru utilizarea în zonele miniere Valea Jiului și Gorj, în curs de derulare. Avem un curs de pregătire pentru fare 99, pentru fare 98, 6 milioane de dolari cu granturi pentru proiecte de infrastructură și dezvoltare resurse umane, credite subvenționate pentru IMM-uri 4 milioane de dolari, programul RICOP din anul viitor, aprobat de Uniunea Europeană, semnat de primul ministru cu delegația Uniunii Europene, de 100 de milioane, din care 18 milioane sunt pentru Valea Jiului. Și restructurarea sectorului minier. Vi se pare că sunt simpatic, domnul? Se poate, domnul, pentru că dumneavoastră vreți ca cineva să vă gestioneze viața. Domnul Tucă, aceste documente sunt documente oficiale. Banii ăștia se gestionează. Eu aștept să vină proiecte. Nu mă puneți, domnul Beja, să vă fac eu proiectul, pentru că dumneavoastră înseamnă că vreți să vă conduc toată viața, domnul. Marcu, nu mai un pic, dacă îmi dați voie, domnul. Deci vreau să înțelegeți că dialogul nu a fost solicitat direct cu primul ministru. Nu, și am vă spun... Domn, istoria de celor 9 ani arată că dumneavoastră ori în stradă, ori la Victoria. Nu aveți soluție intermediară. Dumneavoastră nu știți să discutați decât ori în stradă, ori la Palatul Victoria. Atât. Lucru care v-a adus unde v-a adus. Și nu vreți să recunoașteți un adversar. Deci nu iau ca o ofensă asta, pentru că ăsta e stilul dumneavoastră atâta timp cât nu aveți soluții pentru identificarea, pentru rezolvarea. Nu mă puneți să muncesc eu în locul dumneavoastră, domnul Beja. Dumneavoastră vreți să muncesc. Stați un pic. Dar nu mai dezinformați opinia publică. Sunt documente oficiale, domnule. Nu sunt venit aici să fac... S-a intoxicat de dezinformări și acum nu le mai acceptă, că a ajuns dumneavoastră la saturație. Dumneavoastră bateți cetățenii României și noi îi dezinformăm. Domnul Beja, deci eu vă pun o singură întrebare. Nu răspund la asemenea provocări pe care le-aș cataloga... Aș vrea să revin, să vă pun o singură întrebare. Dumneavoastră, în forul noastră interior, dumneavoastră și cu ortacii dumneavoastră, aveți și altă vedere asupra vieții? Vreți toată viața să lucrați numai în mină? Deci, domnul... Nu, răspundeți-mi la întrebarea asta. Dați-ne alternativa unui loc de muncă. Nu, domnule, găsiți-vă singur și noi vă finanțăm. Găsiți-vă singur alternativa și noi vă finanțăm. Păi, domnul, vreți să faceți fabrică de... Deci am un plan de adrese pe care le-am înaintat factorul de decizie competente și nu s-a dat niciun răspuns de 3 ani de zile, domnule. Păi cum, dacă veniți cu băta să convingeți, nu convingeți pe nimeni, domnul Beja. Beja, vă pun și eu o întrebare. Că a plecat cu mâinile goale și dumneavoastră ne-ați așteptat cu jandarmii, cu gloanțe, și la Costești și la Stoienești. Păi nu se poate să faceți. Hai să lăsăm Costești și Jandarmii. Asemenea afirmație. Întrebarea, domnul Beja. Păi cum să lăsăm când v-ați dorit mișcarea de la Costești?
Pești și de la Stoienești ca să arătați forurilor internaționale că aici reforma este grea și acum încercați să speculați. După greutatea cu care s-au obținut banii de la Banca Mondială, opinia publică, pentru că dumneavoastră ați acaparat în mare parte mass media care vă slujește în urma banilor pe care îi primește. O mare parte din mass media. Răspundeți-mi la întrebarea asta. Dumneavoastră acceptați ca eu să vă fac locuri de muncă pe care vreau eu? Poftiți? Dumneavoastră acceptați să vă fac eu locuri de muncă după cum gândesc? Încă o dată revin și spun afirmații noastre, n-au, deci nu mai numai ca să... Hai să ajungem, dacă dumneavoastră în seara asta spuneți, domnul Marcu, nu înțelegeți, dacă dumneavoastră... Nu mai puteți păcăni, domnule, la concret, veniți și îmi spuneți în felul următor ce sumă de bani se alocă începând de mâine în Valea Jiului, ca 20.000 de oameni să își găsească un loc de muncă. Și eu sunt de acord. Guvernul actual nu poate să discute în termenii ăștia în care dumneavoastră vreți să primiți genți cu bani și să nu răspundeți numai. Păi vă spun acum, dar nu discutam amândoi. Deci, domnul Marcu, înțelegeți ce vreau să spun? Să-i dau explicații. Am să zic că eu nu înțeleg. Să vă răspund că dumneavoastră a spus în felul următor că trebuiau făcute aceste disponibilizări pentru că mineritul reprezintă gaura neagră a economiei. Da? Una din gaurile negre. Una din gaurile negre, de acord, de sistemul bancar, de o grămadă de lucruri. Care s-au dus banii acestei țări. S-au dus acolo. Asta e situația. Nu s-au dus acolo. Deci, odată vă spun, au fost cifre prezentate de o parte a mass mediei pentru... ca să dezinformați opinia publică și rezultatul care acolo la este cea mai puternică organizație de investigație. Domnul Beja, deci în Parlament astea 200 de miliarde care erau pentru a subvenționa locurile alea de muncă de care dumneata ai nevoie s-au dus la Bancores. Ia articolul 20 din legea bugetului și hai să vezi ce înseamnă sumele din vărsăminte din privatizare. Bun, și atunci n-are sens să mai discutăm. Asta a decis Parlamentul. Revin în dialogul dumneavoastră. Deci domnul reprezintă una din găurile neagre, da? Găurile negre, da? Bun, de acord cu dumneavoastră. Facem abstracție din minerit. Bine, domnule, trebuie desființat. Fără să... Eu nu zic că trebuie desființat. Intrați într-o realitate economică. Alte locuri de muncă. Bun, desființați. Ce ați făcut cu economia acestei țări? Deci economia... Domnule, ce ați făcut cu economia acestei țări? Domnule Beja, întrebarea asta... Sărăcie, că acum n-a fost niciodată în această... Domnule, hai să discutăm la concret. Ce ați făcut din acordurile secrete cu acordurile internaționale? Ați distrus această economie și din privatizare v-ați însușit o mare parte din bani pentru ca să îi folosiți în campania electorală și în același timp acest cancer pe care dumneavoastră ați afirmat că îl veți eradica. Sunteți una din cauzele pentru care economia se află în această situație și sunteți responsabili în mare parte de această situație. Prin toată activitatea și acțiunea sindicatele care au presat guvernele anterioare și sub presiunea sindicală sau pentru anumite scopuri. Care sindicate, domnule, nu mai sunt sindicate, domnule, ați votat. Eu discut de ultimii 10 ani. Ce s-a întâmplat în această țară? Ați numit cu bani și cu alte avantaje materiale sau de altă natură. Deci, vreau să spuneți că anumite țară sunt sindicate dacă existau sindicate, nu făceați cartele pe care le-ați făcut, domnule. Dacă e meeting sindical, spuneți-mi, lăsăm să vorbească. Deci, domnul Marcu. Nu, domnule, deci nu pot să vă mai aud. Domnul să ai decizii eronate economico-politice, înțelegeți? Și alta e să distrugi în mod conștient economia națională. Domnul Tucă, vă rog frumos, dacă e meeting sindical, spuneți, domnule, dacă vreți să discutăm. Eu vreau să vă arăt seara, domnului Beja, cum se pot obține locuri de muncă în Valea Jiului și el nu vrea. Și el nu vrea. Domnul Beja, nu vreau să explic, lăsați-mă un pic. Cred că dumneavoastră trebuie să vă explicați mai multe, domnule, dar să înțelegeți ce vrea domnul Marcu. Domnul Marcu spune următorul lucru. În momentul de față, într-o economie de piață, nu vine statul și vă creează un loc de muncă, ci vă creează niște condiții, niște facilități. Dar de ce vine statul și ia locul de muncă? Statul nu ia locul de muncă. Statul în cazul lor chiar ne-a luat locul de muncă. Deci, dacă și atunci de ce disponibilități a venit și a spus vă dau afară și pentru asta lați aici niște bani. Dacă ei sunt într-o economie de piață reală și vând produse profitabile, nu vă ia nimeni locul de muncă. Dacă vreți banii altor industrii, domnul Beja, dacă vreți banii altor industrii, atunci vă ia locul de muncă. Asta e problema. Asta a străit cu banii unor industrii profitabile. Acei bani nu mai pot fi dați către dumneavoastră. Chiar aveți sincope informaționale, domnule. Asta nu înțelegeți că mineritul este într-un circuit economic, domnule. Nu este, n-a fost niciodată. Ce vorbești, domnule, asta pentru că o spui dumneata? Pentru că o spune Ministerul Industriilor cu toate datele de acum. Domnule, spune o întrebare care ține de moralitate. Dumneata ai suferit o dată de foame, domnule. A fost zile în viața dumitale când n-ai mâncat de dimineață până seara, domnule.
Domnule, și dumneata știi ce înseamnă asta? Discutăm de economie sau de foame? Că putem discuta de ce mai discutăm de economie, ca să mai fie foame. De 3 ani acești oameni sunt pe drumuri, domnule, și urmează și activi, pentru că liderii de sindicat, cum v-am spus, unii lideri de sindicat sunt cooptați de către dumneavoastră în structurile actualei puteri, sunt, eu știu... Păcăliți cu diverse sume de bani. Luați o pauză, că ați mi-a spus asta, vă rog frumos, luați o pauză. Trebuie să repet, dumneavoastră, vă băgați în subconștient, domnule, că nu mai ține cu minciuna, nu înțelegeți? Dumneavoastră nu aveți capacitatea, domnul Beja. Deci, încă o dată vă spun, nu mai ține, domnule, de 3 ani acești oameni n-au ce mânca și le-ați promis, domnule. Au ce mânca, au luat plăți, au plăți, au plăți, au plăți, au plăți. Invocăm economicul. Nu mai puțin. Țara nu poate să susțină activități antieconomice, asta e problema. Deci invocați economicul, dar economicul de unde deriva, domnule? Domnul Beja, nu a spus că vă dăm minele pe gratis. Gestionați-le, domnule, deci, domnule, scoateți profit. Nu e nevoie de nicio... Ce vorbești, domnule, ca printr-o politică monetară și printre... Și politică, dacă sunteți cei mai profitabili și cei mai ieșit. Ați afirmat că aveți cel mai redus preț de cost din lume. Ca să ne aduceți în câteva luni, dumneavoastră credeți că suntem așa naivi, domnule? Ce naiv? Așa ați făcut, domnule, așa ați spus agenții economici care erau competitivi pe plan internațional. Deci veți să prostiți o țară întreagă, nu în continuare. Domnule, dusă la bun sfârșit. Hai să terminăm cu minte cu sindical. Domnul Beja, domnule, a spus chestia asta ca pe un casetofon, domnule. O bandă care nu se mai oprește. Nu se poate, domnule, de 3 ani de zile dumneavoastră invocați legea și nu respectați. Lăsați, domnule, am înțeles chestia. Am înțeles, domnule, chestia. Respectați protocolul. Haideți să pornim de la protocolul. Respectăm legea, domnul Beja. Respectăm legea. Domnule, de ce n-ați respectat protocolul ăsta? Domnule, respectăm legea. Protocolul nu dat. Domnule, crearea altor locuri de muncă. Domnule Tucă. Această creare de noi locuri de muncă se făcea prin aceste agenții. Într-adevăr, lucrurile au mers mai încet. Finanțarea, într-adevăr, după cum constatăm, ușurință spune că se făcea și au mers mai încet. Aceste erau politice. De 3 ani de zile oamenii mor de foame. Nu mor de 3 ani de zile pentru că și-au luat salarii compensatorii pentru 2 ani de zile. Să te trezești, domnule. Nu mor de 3 ani. Domnule, dumneata ai fost ieri la Vulcan când oamenii și-au pus benzină pe ei să-și ia fost. Dumneata știi ce înseamnă asta, domnule. Și nimeni dintre reprezentanții actualei puteri nu s-a deplasat acolo. De ce, domnule? Haideți să ascultăm și reprezentanții guvernului. Domnule, rugămintea mea este că vreau să mai fac un singur apel la presupusa capacitate de înțelegere a domnului Beja. Domnul Beja, există bani în România. Dumneavoastră, ca să-i accesați, este normal să faceți o cerere. Veniți la Agenția de Dezvoltare Regională de la Timișoara și cereți bani pentru finanțarea proiectelor. Veniți cu un proiect capabil să creeze locuri de muncă. Și toți banii care îi avem, îi dăm pentru cele trei domenii care v-am spus. Reconversie industrială, restructurare industrială, reconversie forță de muncă și agroturism. Dumneavoastră trebuie... Nu, e normal, pentru că ceea ce vă spun sunt lucruri adevărate. Nu, domnul, vreau să spun că din punct de vedere teoretic și cunosc, nu știam agenția foarte bine. Nu știți, domnul Mitrea, au apărut regiunile, funcționează. Întrebați-vă președinții PDSR-ului care sunt cei mai actiați după proiecte de dezvoltare regională. Domnul Marc, eu vorbesc foarte politicos. Și eu vorbesc foarte politicos. Nu, am spus că nu știu. V-am spus atreabă, nu știu. Vă rog, vorbesc politicos. Păi și atunci, de ce veniți și spuneți că nu știu? Vă rog, nu am spus. Doar să spuneți că nu știu. Vă rog, lăsați-mă să vorbesc, domnule. Vă rog, sigur că da. Eu nu sunt domnul Beja. Până acum încercați să spuneți de ce nu vorbești, nu tace domnul Beja când vorbești, lasă să faceți la fel. Lăsați-mă să vorbesc. Vă rog. Știu despre ce este vorba cu aceste agenții. Așa? Știu despre cei 20 de milioane care fie vorba într-o este o glumă la necesitățile României. Dar ceea ce mi se pare foarte ciudat este modul în care noi să vorbiți despre niște mineri, niște oameni care au lucrat în mină, că nu vin la dumneavoastră la coadă cu niște proiecte de prefezabilitate perfect făcute ca să... Domnule, haideți, domnul Tucă, e greu de citit, domnule, este plan de afaceri. Este un plan de afaceri. Domnul Mitra, este un plan de afaceri care are 4 pagini. Și nu să facă bine, care majoritatea nu știe. I-a ajutat dumneavoastră, cum ați ajutat cu bancuri, i-a ajutat să facă și astea de planuri de afaceri. Aceste planuri de afaceri există Agenția de Ocupare și Formare din zonă, care are asistență în dezvoltare de IMM-uri. Avem astfel de treburi. Deci există astfel de consultanță făcută cu furnizori. Deci există în zonă, în Petroșani, există un centru, un loc unde oamenii se pot duce să-și pregătească acest lucru. Înainte mergeai să obții o aprobare și acolo cerea o adeverință pe care o primeai obținând altă adeverință. Noi aici avem 20.000 de oameni care o viață întreagă au lucrat în subteran, care nu știu altceva, care vor să muncească și care orice stat social, și menționez și subliniez, orice stat social are datoria să meargă să ia
ia de mână, să învețe, să le dea alte locuri de muncă. Unde suntem pe asta în Europa, domnul Mitrea? În orice stat social, domnul Mitrea. Domnule, sunteți în afara problemei, domnul Mitrea. Nu vă supărați. Trăiți într-o lume ireală, domnule. Nu credeți că cineva face astfel de legi contractice? Haideți să vorbim pe rând. Imaginita trei oare. Spuneți că trebuie să dormi în ireală. Îmi cer scuze dacă am ajuns. Dumneavoastră nu știți despre ce vorbiți, domnule. Gândiți o imagine idealizată. Vă rog frumos, gândiți o imagine că cineva umblă cu... Eu umblu cu sacoșa ca să învăț toți minerii din Valea Jiului. Domnule, ăștia bani, ăștia... Îmi dați voie să terminăm. Poate reușim să terminăm. Să termin ce am de spus. Aceasta, numai puțin, vă rog. Știți că îmi face mare neplăcere acest dialog. Și mie face mare neplăcere pentru că 7 ani de zile ați condus România. Să revin puțin. Aceste norme aprobate de Uniunea Europeană care dau acces sunt pentru toți cetățenii din România anul ăsta. Într-adevăr sunt bani puțini, pentru că România n-a dovedit că poate absorbi fonduri de la Uniunea Europeană. Banii aceștia, repet, de la Uniunea Europeană nu sunt banii de la Bancorex. Te duci, iei sacoșa și ai dispărut. Dai socoteală după 9 ani dacă vine un guvern responsabil care vrea să salveze sistemul bancar. Dumneavoastră, ca persoană, nu aveți nicio îngrădire, nici ca apartenență politică, nici ca origine sindicală, nici ca nimic. Nici politică. Nici politică, în primul rând. Și faceți cerere de apelare de fonduri de la Uniunea Europeană. Și să fiți sigur că nimeni nu vă va refuza. Dacă aveți o idee fezabilă, va fi promovată. Asta încerc să vă explic. Nu mi-a explicat, eu fac asta. Domnule, nu ați explicat, nu ați improvizat. Eu fac asta. De 6 luni de când s-a învințat. Ia 4 ore când mă jigniți. Nu mai țineți contabilitate, că domnul Beja de 9 luni de zile jignește guvernul românesc și nu pățește nimic. Asta e treaba guvernului și a lui Beja. Nu, eu încerc să fiu politicos. Deci, eu încerc să mă comport ca un ardelean cu 7 ani de acasă. Și eu sunt tot cu 7 ani. Vă las să vorbiți. Dați-mi voie să-mi termin ideea, domnule. Vă rog. Că suntem caragioși în fața om vorbind unul peste altul. Zău dacă nu. Și nu am nici o mică dorință să fiu caragios. Eu, Mitrea, știu să vin să fac un plan de fezabilitate noastră. Bun. Vă spun eu, colegii lui Beja din subțean n-au cum să știe. Ba da, se duc la Platon. O să-i băgăm la fără frecvent. La Platon, dumneavoastră, ce faceți? Trebuie la domnul Aristotel. Nu, deci acolo avem, deci noi acolo am licitat măsura de consultanță pentru demararea de afaceri. Doamnă, vă rog să mă chideți că eu nu înțeleg nimic și mă pricep la cuvinte. Deci ce ați licitat dumneavoastră? Deci am licitat cu un furnizor privat de servicii. Furnizor privat de servicii, da? O firmă de consultanță pentru dezvoltarea de mici proiecte, de mici afaceri. Aceste care... Ce înseamnă, doamna, asta? Pentru asta înțelesul minerului că... deci omul Beji se duce și întreabă ce mi-ar trebui să fac... Deci vin minerii la dumneavoastră, să vă vin la concret. O persoană, oricare, un miner, da? Un miner, o persoană care în vara asta știți că au cules afine prin păduri, vă rog. Un deci dacă discutăm problema în mod serios, dintre cei 20.000 nu sunt 20.000 de mineri. Între ei sunt diverse categorii de... Deci sunt oameni cu pregătire, deci nu sunt oameni foarte, foarte... Cine a spus că n-au pregătire? Domnul Beja spune că n-au pregătire. Domnul Beja spune că n-au pregătire. Acolo au fost disponibilizați cu minerii cu economii și cu toată lumea. Deci dumneavoastră răspunde, că dumneavoastră aveți un fix. Dumneavoastră credeți că cineva împiedică niște oameni să ajungă la niște bani? Da, activitatea lui domnul Beja. Nu aveți bani, domnule. Zoai de mine. Vă spun eu că nu aveți bani. Haideți să vă spun, vă dau un exemplu. Haideți să o lăsăm pe doamnă. Să vă dau un exemplu concret și să sistemăm. Vă dau și un exemplu concret. Să existe puțină coerență în această emisiune, dacă nu se poate disciplină. Păi există, dar... Să rugăm pe doamna să explice cum decurge acest proces. Deci minerii vin la dumneavoastră. Deci vin la furnizorul de servicii. Deci merg la agenție, la fost oficiu de forță de muncă, acum este agenția. Deci este o altă formulă de organizare. Și acolo sunt îndrumat spre consultantul care face această asistență și îi întreabă ce mi-ar trebui să fac. Uite, am ideea să fac o fabrică de lapte. Ce mi-ar trebui? Cum se face o firmă? Cum se registrează? Toată povestea până la faza de finanțare. Domnul Beja aici a venit la dumneavoastră să se consulte. Domnul Beja, duceți-vă să vă faceți fabrica problema de lapte. Este ideea de a... Păi numai dacă este problem, nu lasă și Deci problema este ideea și el poate fi asistat până la înregistrarea firmei și prezentarea unui... De ce nu vă faceți, domnul, fabrici de lapte? Deci domnul, explicați-mi, domnule, nu mie. O să încerc să răspund indirect la întrebarea noastră. Deci, domnul Dugă, nu mai putem merge cu minciuna, v-am spus în ritmul ăsta. Deci există, cu exemplu concret, în Lupeni, un privatizat, nu-i cunosc datele și așa mai departe, care nu mai are plan de fezabilitate, a investit din propriile surse 3 miliarde de lei. Da. Este adevărat? Da. Și nu-i se tăpoie să lucreze, nu înțelegeți lucrul ăsta, domnule. Valea Jiului trebuie să dispară, domnule. Zonă turistică, drum deschis pentru a tăia toate pădurile de acolo, pentru că acolo e aur verde, totuși, nu? Da? Și... Domnule, deja, ce înseamnă că peste cele alea să taie copaci, domnule? Sunteți culmea, domnule. Păi vă duc eu la câmpul lunea să vedeți ce ați făcut acolo. Dar duceți-mă la Lupe, deci cine se sfârșește? Deci v-am dat un exemplu concret, domnule. Deci, domnule,
domnul Obeja are foarte mare dreptate. Uite, este primul lucru care este deosebit de real și cu exemplu concret. Deci e un exemplu concret, este foarte adevărat. E, această firmă din Lupen este deosebit de serioasă. La prima vedere. La prima vedere. Păi așa cum se întâmplă, dați-mi voie, domnul, vă rog frumos, haideți, e un exemplu bun și guvernul, domnul, dați-mi voie, domnul. Deci pe mine nu mă interesează exemplul. Ba da, a dat un exemplu foarte bun. Pentru că acest exemplu nu vine de la mineri. Ba da, de la mineri, domnule. Păi deci investitorul este miner? Nu, nu este investitor miner, este un investitor care creează locuri de muncă pentru mineri. Domnule, vorbiți mai tare ca Radu Vasile. Păi da, vorbești așa și trebuie să vorbești. Da, dar la fel de interesant. O secundă, vă rog. Este interesant pentru că exemplu e deosebit de bun care l-a dat domnul Beja. Domnule, dar nu are nicio legătură cu discuția noastră. Ba are, tocmai că are. Nu înțelegeți că noi vorbim despre ceea ce vor face minerii pe care dumneavoastră i-a dat afară. Da, minerii vor lucra la această societate. Au fost calificați, sunt 600 de oameni calificați. 600 de oameni. Domne, să în luăm, Lupen, să din luăm. Mine. Din 20.000 de oameni pe care i-ați dat afară. Nu se poate toți odată, domnul Tucă. Au serviciu. Domne, de ce ați dat afară? Păi și atunci cum se poate? Nu mi-a întrebat de ce a dat afară. De aia a dat. Acum ne întoarcem. De ce a dat? Ne întoarcem. Pentru că este activitate nerentabilă, domnul Mitra. Dacă nu știu. Dat afară că avea cineva o bucurie să-i dea afară. Păi a avut o bucurie. Deci, dumneavoastră nu vreți să a avut o bucurie. Introducem în discuție și anumite exemple concrete. Vă las imediat să discutați și despre acea firmă. Eu mă întorc la ce a spus doamna. A spus următorul lucru și la ce a spus domnul Marcu. Domnul Marcu a spus, domne, avem bani. Domnul Schreiber n-a spus nimic, s-a certat cu domnul Beja. Domnul Marcu a spus o chestie. Și are, e dreptul domniei sale, conduce o agenție. Domnule, noi avem bani, dar așteptăm proiecte pentru a da aceste bani. Corect. Doamna a spus, noi ne ocupăm să ajutăm minerii în realizarea acestor proiecte. Eu vin și o întreb pe doamna, câte proiecte au venit la dumneavoastră, doamna? Deci eu vă pot spune, dacă vreți, la proiectele finalizate, pentru Hunedoara, din păcate n-am în mod special Valea Jiului. Deci au fost asistate la astfel de... Deci în astfel de... Hunedoara sunt două zone puternice. Deci două zone, e și Bălanul în această problemă. Valea Jiului, câte proiecte au venit la dumneavoastră și câte s-au realizat? Deci au fost... Și nu mă interesează câte au venit, câte s-au realizat? Deci au fost 1800 de persoane asistate, 1825 de persoane asistate. Deci s-au dus acolo să întrebe cum se face o firmă, ce ar trebui să facă așa mai departe și până la înregistrarea firmei și un plan de afaceri. Ce așa n-au vrut ce face? Așa. Dintre care, deci astea sunt contracte finalizate până în acest moment. 86 de persoane au reușit. Deci ei n-au mai avut nevoie de ajutor de șomaj de ceilalți. Au pornit ceva pe cont propriu. Știți care sunt realizările lor, acestor 86 de oameni care au pornit ceva pe cont propriu? Deci, când am discutat pentru emisiunea de astăzi, mi s-a spus că discutăm la modul general, nu mi s-a spus în mod special că e Valea Jiului. M-am gândit că ar putea Valea Jiului. Oricum, deci, din acest punct de vedere, nu v-aș putea spune. La presiunea sindicală s-au declarat 26 de zone defavorizate care provin în exclusivitate din regiunile miniere. Începând cu Suceava, Iacobeni și terminând cu Ciudanovița în sud, în Caraseverin. Noi avem prezervați 40 de miliarde de lei pentru rambursări de taxe vamale și de TVA. E o afirmație cu care s-ar putea Remeș să mă taxeze la rectificare. Dar avem acești bani cu care noi rambursăm taxele vamale și cu TVA-ul care se plătește la frontieră atunci când intră în țară utilaje, echipamente, etc. Până acum, din cele 8 agenții care dau certificate de investitori și care contabilizează numărul de investitori în zonele defavorizate, ne-au venit o singură cerere de finanțare în sumă de 160 de milioane de lei. Deci aceste mase largi de investitori nu există. De ce nu vin în Valea Jiului, domnul Beja? Oamenii, păi domnul, investitorii străini. Stați un pic că ați făcut o afirmație aici care iarăși nu are acoperire în practică, domnule. Deci dumneata dumneata pentru că nu, păi schimbăm tonalitatea după. De respect pe care Nu, eu v-am spus dumneavoastră, domnul Beja. Eu v-am spus dumneavoastră. Deci hai să revenim. Încercați, vă rog frumos. Bun. Așa. Deci dumneavoastră presiunea sindicatelor dumneavoastră. Da. Așa, sub presiunea sindicatelor spuneți că Guvernul României, Radu Vasile, a emis acea, bun, pentru lege, pentru zonele defavorizate. Da, și în același timp ați venit cu legea IMM-urilor, care acordă facilități identice și în felul ăsta nu a venit niciun investitor în Valea Jiului. Pe cine păcăliți, domnule? Pot să pun deci și la vă. Sigur că da. Cum are? Eu cred, da. Răspund oricând pe DSR-ul. Deci nu aveți încotro. Părerea dumneavoastră. Da. Vă rog. Eu nu spun că această idee agenție de dezvoltare regională este greșită, doamne ferește, după cum a spus, nu că sunt mahiați, dar majoritatea regiunilor sunt conduse de oamenii noștri. Este o chestie bună, este o chestie de viitor.
Și e bine că lucrați cu ea. Eu cred că sunteți însă într-o eroare, pe care o să o constatați în timp. Și de fapt și sintezele care le-ați prezentat arată acest lucru. Încă ele nu, populația română nu știe să acceseze aceste lucruri. Educația pentru această populație nu există. Plecați de la ideea greșită. Tot ce se vorbește aici pleacă de la ideea că toți minerii disponizați din Valea Jiului vor să fie oameni de afaceri. Să văd rezultate. Vă spun că majoritatea vor să fie salariați. Să văd rezultate. Și nu pentru că sunt rele programele. Nu pentru mineri, domnule, pentru toată România, domnule. Dumneavoastră confundați România cu Valea Jiului. Noi vorbeam acum de mineri. Eu vă spuneam că minerii sunt niște români, domnule. Sunt și ei care au aceleași drepturi, n-au alte drepturi. De multe ori mă întreb, acum n-am vrut să spun, de multe ori mă întreb dacă în ochii tuturor minerii din Valea Jiului sunt români. De multe ori mă întreb. Da, sunt. Pentru că foarte multe măsuri pentru mine arată că nu pentru toată lumea ei sunt. Să judecați din punct de vedere al social-democrației. Într-adevăr, sunteți mai aproape de cu sufletul de oameni aceștia mai. Am vrut să spun, ați oprit acea frază când am spus de un stat social care se ocupă de. Pentru noi, de fapt, aici avem o problemă. Nu e visul statul social. Asta vrem să vă spun. Nu e visul. Asta este problema care ne disparte pe noi. Nu ne putem stabili acum o opțiune. Să facă reforma. Să facă reforma. Care reformă, domnule? Reforma morală. Trebuie să începeți cu reforma morală. Domnule, lăsați, domnule, nu mai dați lecții morale. Nu mai veniți cu politică, nu sunteți teoptiți să dați lecții de morală. De unde bani, domnule, de unde bani pentru reforma morală? Că am prăpădit până acum 10 miliarde de dolari deci, și domnul, de unde atâția bani? Trebuie să vă explicați ce înseamnă reforma banii ăștia morală, s-au ca dus... să vedeți că erau foarte puțin bani deci, necesari. Reforma s-a făcut foarte puțin. O reformă morală, domnule, și eram într-un stadiu atât de avansat după 10 ani. Ce înseamnă reformă morală, domnule? Păi, domnule, acceptuna domnului Deja. Domnul Romeu Beja, vă rog eu frumos, a spus ceva colegul nostru. Domnul Ușan. Exact, mi-a plăcut foarte mult acest domn. Deci noi vrem să construim două societăți diferite în România. Noi vedem România altfel. Noi vedem o România, da. Noi pe desere, o România socială. Este domnul Petroni, nu se înțelege. O România socială în care statul este îngrijorat de acești 20.000 de oameni, în care nu le spunem luați-vă minele, găsiți-vă locuri de muncă, în care statul este cel care... Așa credem noi. Noi spuneți că nu. Marea problemă este că 96 a spus că gândiți cum gândim noi. Și n-ați gândit. Dumnezeu. Domnul, luați contractul cu România și după ce știți bine, veniți cu el la mine și mai sunt de vorba. N-ați adus din România Română după varianta APDSR. Problema este că astăzi și este un lucru bun. Dumneavoastră, găsiți unul dintre puțini și vă apreciez pe acest lucru. Spuneți, nu, noi vrem să facem un stat liberal. Nu. Un stat în care fiecare se descurcă cum poate. Peneți-o e parte de guvernament, principalul partid. Asta înseamnă luați-vă minele și găsiți-vă locuri de muncă. Domnul Tucă. Să mă întorc la temă, domnul. Dați-vă voi ca să mă întorc. Guvernul Vasile, o singură frază. Guvernul Vasile e responsabil pentru 23 de milioane, nu numai pentru 200 de oameni din Valea Jiului. Sigur că da, dar întâmplă. Dar politicilor, ce reformă vreți să faceți? Uite asta, domnul Beja. Care, domnul, explicați, domnule, să vă dăm bani, pentru că spuneam înainte domnul Mitrea spunea mai înainte, prin urmare, domnul Mitrea spunea mai înainte că banii sunt puțini. Într-adevăr, România trebuie să dovedească că poate cheltui acești bani după normele Uniunii Europene. Gândiți-vă că în Uniunea Europeană sunt 15 state care respectă aceleași reguli și venim noi acum în România, care, domnule, venim noi original. Dar se poate muri după normele Uniunii Europene? Nu. Nu, pentru că nici căieri în Europa nu se dă de pomană la nesfârșit. Trebuie să se mai oprească, să mai obișnuiască și omul să... Domnul Beja, dumneavoastră ați fost șomer? Deci, domnul Marcu... Nu, răspundeți la întrebare. Domnul Beja, și eu ca respect, vă respect. Haideți să explicăm întregii populații, că uitați, populația... Dumneavoastră ați fost șomer, domnul Beja, dumneavoastră ați fost șomer? Ce reformă vreți să faceți? Se numește economie de piață, care nu e încă funcțională, decât într-o proporție... cu gradul de privatizare, că în jur de 20-25%, cu 80% de domnul economie Ștrai. De stat, așa zis socială, domnul de un Ștrai. Stat care stă să moară, nu va fi aici. De piață nu reprezintă altceva decât o selecție naturală. Ați votat Constituția, domnul. Am ieșit din socialism cu idei social-democrate și dacă o ținem tot așa, nu mai va fi nimic în țara asta. Noi trebuie să punem motorul ăsta în funcție, ca să ai ce împărți, trebuie să produci. Domnul de 10 ani nu producem și dumneavoastră vreți în continuare să nu producem. Domnule, sună foarte frumos ce spuneți, dar sunt două probleme. Nu produceți, politica noastră produce o politică de dezagregare economică, de dezindustrializare și, culmea, de stingere și agriculturii naționale. Deci e frumos ce spuneți în teorie, dar ceea ce faceți practic înseamnă o cădere economică fantastică. Este o constrângere economică absolut necesară pe felul în care a pornit sistemul.
sistemul a pornit așa și duce la această construcție. Încerc să nu spun lucruri nepoliticoase. Vă rog. Eu cred că este o constrângere venită din cei 15.000 de specialiști care au mâncat și banii de care vorbim. Dom'le, eu am prin incompetență. Dacă aveați soluții, nu ne lăsați situația economică cu care ne-am confruntat. Deci situația Bancorex când am preluat-o... Iar ați început cu... Păi, vă spun eu, ne îngroapă pe toți în momentul ăsta situația Bancorex. Dacă nu înțelege lumea ce se întâmplă, ar trebui într-adevăr să... Lăsați-ne, domnule, să ne explice, domnule, că e o ambiguitate de termeni, ce folosește economie de piață, folosește sistem. Haideți să ne explice și dânsul. Păi, a pornit de la o analiză amplă a celor două sisteme, să fac o simbioz între cele două sisteme. Vi s-a părut că economia de piață... Domnule, dar haideți să explicați, nu folosiți niște termeni. Este greu să vă explic la doi lideri de sindicat. Blocaj financiar, înțelegeți? Termenul de blocaj financiar vă spune ceva? Pe care dumneavoastră l-ați accentuat într-o măsură atât de mare, încât la ora actuală nu știu dacă Dar revenim la termenii pe care... Haideți să explicați, domnule, nu folosiți niște termeni numai de dragul dar de... Dar nu e simpozion în seara asta la domnul Tucă să ne explicăm unul altuia, că dumneavoastră nu puteți să înțelege ce e economia de piață. Folosește niște termeni și eu sunt ferm convins că introduci într-un ansamblu... Domnule, nu mai încercați să spuneți ce înseamnă economia de piață, poate mai știm și noi. Cum ați încadrat dumneavoastră acest termen în... Apropo de sistem, că vorbiți de sistem, deci dumneavoastră n-ați avut nici posibilitatea să faceți o analiză amplă ca să vedeți carențele celor două sisteme, să faceți un simbioz între ele și să veniți și cu idei inovatoare. Pronunțați niște termeni, luați nu știu de pe unde, înțelegeți, și credeți că puteți păcăli întreaga populație acestei țări. Economie de piață funcțională înseamnă să ai niște produse competitive la un anumit grad, care poate să fie competitivă pe o piață tip CEFTA, ulterior pe o piață tip Uniunea Europeană. Gradul de competitivitate al produselor noastre nu l-a urmărit nimeni în ultimii 10 ani. Să fiecare, și aici sistemul a fost cum a fost și discutăm de tot ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani. Și dumneavoastră credeți că asta este soluția cea mai bună care duce de fapt la o societate de consum? Noi ne îndreptăm, dacă nu știți, ne îndreptăm spre economia de piață. Dacă dumneavoastră nu sunteți informați. Ca să fac o paranteză. Dacă nu sunteți informați. Sistemul comunism a fost distrus pentru ca să se creeze piață de desfacere în țările respective și absorție de materii prime. Sistemul comunist a fost distrus pentru că trăia prost. Singurul criteriu de performanță a unui guvernări este nivelul de trăire populației. Nu e nicio problemă. Nu asta vrem, domnule. Trebuia să vedeți, să faceți o analiză amplă, să vedeți carențele ambelor sisteme, mă înțelegeți? Da, și să facem ceva pe mijloc, așa. Că așa am început. Și de la începutul ăsta de pe mijloc, uite unde suntem. Să preluați ce este bun în ambele sisteme și după care să veniți și cu idei inovatoare, domnule, specifice acestui popor. Nu mai luați, domnule. Dumneavoastră, cu ce idee ați venit, domnule Beja? Dumneavoastră, în activitatea de lider de sindicat în ultimii 9 ani, cu ce idee inovatoare ați venit dumneavoastră în întâmpinarea demersului guvernamental pe DSR și demersului guvernamental al nostru. Păi dacă îmi dați voie, vă explic. Măcar un singur proiect care să spun, domnule, ăsta este al nostru, noi vrem să-l promovăm pentru că ne satisface din punct de vedere al forțului, al locului de muncă. Dumneavoastră nu aveți nevoie de loc de muncă, dumneavoastră aveți nevoie de loc de leafă. În Valea Jiului. Deci, domnule, acest guvern nu poate să mai dea locul. Care nu are acoperire practică. Ba da, pentru că noastră vreți loc de leafă, domnule. Nu poate. Acest guvern a triplat numărul angajaților, birocraților din primărie și din guvern. L-a triplat. Deci poate le-a luat. Administrația locală, majoritatea este pe DSR. Vă rog, domnul ministru. E păcat. Marea majoritate, aveți 34 de președinți de consilii județene. Vă spun după aceea că din păcate nu avem 34, o să avem 40. Dar mărirea numărului de angajați în guvern, atâtea zeci de agenții care au fost create cu atâția bani care... S-au restructurat ministere. A dispărut, de exemplu, Ministerul Telecomunicațiilor și a apărut o autoritate de reglementare care are personal la jumătate. A apărut un minister, s-au făcut șase autorități. De ce vă faceți că nu cunoașteți? Vreți să mergeți la Bruxelles să negociați aderarea României la Uniunea Europeană, dumneavoastră, dacă veți câștiga, Doamne ferește, alegerile anul viitor. Păi dumneavoastră nu veți negocia așa autorități. Nu, urmăriți-mă. Lăsând-o partica ironie. Aici din nou intrați într-o zonă în care mă deranjează domnul Mitre. Mergeți la Bruxelles să negociați. Vă atrag atenția că până acum, singurul succes obținut la Bruxelles a fost obținut de guvernul nostru, iar dumneavoastră de atunci încoace doar stați să încercați să faceți un pas înainte. Ferească Dumnezeu. Vă atrag atenția că intrarea României în Consiliul Europei a fost obținut de guvernul nostru. M-a ascultat și pentru că vorbiți asocierea la Uniunea Europeană a fost obținută de guvernul nostru pentru România, adevărat. Asociere. Dar faceți un pas mai departe. N-aveți cum să-l faceți ca să răciți țara. Nu,
domnul. Cum să-l faceți? S-au dus la Bruxelles, o țară la Bruxelles săracă, să merge România, cu, nu cu lecțiile învățate. Domnul Mitra, la Bruxelles fiecare minister merge vom cu lecțiile învățate. Vom merge cu toți și vom merge lângă guvern și noi opoziția pentru integrare. Spuneți-mi dacă vă întreabă cineva la Bruxelles, domnul Marcu, ce se va întâmpla cu cei 20.000 de mineri și cu familiile lor? Păi vă spun, domnul Tucă, ce le pentru cei 20.000 de mineri, în mod eșalonat, cu bani de la Uniunea Europeană și de la Guvernul României, care există, da, se fac programe în care apar locuri de muncă. Nu înființează Radu Vasile, nu înființează nici un prim-ministru locuri de muncă. Domnul Tucă, dumneavoastră nu va înființa domnul Voiculescu un loc de muncă special pentru noastră. A creat un post de redactor pentru emisiunea de divertisment, sau ce suntem noi aici, actori din aceștia. Dumneavoastră așa, la divertisment. Așa suntem și dumneavoastră ați ocupat un loc. Așa vrem să facem și noi, domnule. Scoatem locuri, creăm locuri de muncă prin măsuri indirecte. Vorbiți prea mult dumneavoastră și nu am și făcut. Am și făcut, domnul. Deci eu v-am întrebat un lucru foarte simplu. Întrebați. Ce le vei răspunde celor la Uniunea Europeană în momentul în care o să vă întrebe ce se va întâmpla cu 20.000 de oameni șomeri și familiile lor? Atâta vreme cât dumneavoastră, așa cum spuneți, și ăsta e sistemul noastră, nu puteți să le oferiți de locuri de muncă. Asta este, nu se poate. Ce veți face dumneavoastră cu această bombă socială care există în Valea Jiului? Dacă minerii din Valea Jiului, numai ei, că cei din Gorj, să știți că au început să apară idei foarte bune. Au început să apară proiecte care vor fi finanțate de la Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională. Și minerii din Valea Jiului sunt o categorie care nu știu decât să discute ori cu în stradă, ori cu primul ministru. Domnul Beja, dacă vine la agenție, îl sfătuiesc cum să facă să-și deschide el o afacere în Valea Jiului. Dar nu trebuie să mă sfătuiți, domnul Marcu. Păi faceți-o dumneavoastră, domnule. Cine vrea să vă ia de mână? Ce soluții venim noi la dumneavoastră? Nu ne primiți, domnule, că dumneavoastră îi primiți băia care i-ați corupt, mă înțelegeți? Da, nu. Și pe care i-ați jignire, domnul Mitra. Noi care trebuie să realizăm ceva. Facem ceva, domnule. Asta e jignire. Cum să fie o jignire? E o realitate, domnule. Transpusă în imagini concrete, domnule. Vă dau o soluție. Duceți-vă la cele 8 agenții de dezvoltare regionale care sunt în subordinea președinților de consilii județene. Păi, domnule, asta o facem de 3 ani, dumneata, nu înțelegi lucrul ăsta. De 3 ani, domnule, o facem consecutiv. Nu faceți lucrul acesta, înseamnă că nu știu. Îmi cer scuze, de 3 ani solicităm locurile de muncă, agenția e creată, n-ați respectat termenul, da. E creată recent, da. Domnul Beș, haideți să coborâm tonul. Eu vă spun ceea ce se poate face, să accesați banii ăștia, dumneavoastră nu vreți. Este un ton moderat ăsta, domnule. În acord cu ceea ce se întâmplă în Valea Jiului, domnule. Dumneata, ai copii, domnule? Te întreb dacă ai copii, domnule. Poți să-i dai la școală, domnule? Nu intră nicio discuție. Cum nu intră, domnule, discuție? Poți să-i dai la școală, domnule? Dumneata, știi câți copii nu se pot duce la școală în Valea Jiului din cauza faptului că dumneavoastră ați păcălit acei oameni? Eu v-am întrebat dacă ați fost șomer. Dumneavoastră a spus, n-a spus nimic. Ai mâncat, știi ce? Da, am mâncat, să știți. Ai mâncat astăzi? Am mâncat, dar vreau să vă spun un fel următor. Da. Vreau să vă întreb, mi-ați răspuns la întrebarea dacă ați fost șomer? Poftiți? V-am întrebat dacă ați fost șomer. Nu am fost, care e problema? Eu am fost șomer 9 luni. Și n-am căutat singur loc de muncă. Dar deviați de la subiect. Nu. Haideți, să vă spun, domnule, nu mai așteptați să vă vină cineva de la București și să spune: domnul Beja, ia de aici 5.000 de locuri de muncă. Nu suntem în stare să facem 5.000 de locuri de muncă viabile. Pentru că dacă nu avem o industrie competitivă, nu pot să apară locuri de muncă viabile. Pot să vorbesc cu domnul Beja eu acum? Acum aș vrea să-i spun, mă adresez dânsule. Sigur, poftiți, deci, pot să-i răspund imediat la întrebare. Domnul Beja, vedeți, asta a fost păcăleala pe care a luat-o muncitori în general. Ne putem să facă diferența între o politică de stânga, de centru-stânga și una de dreapta, s-au luat după niște promisiuni că va fi mai bine și n-au înțeles ceea ce spune domnul Marcu. Domnul Marcu pur și simplu prezintă politica de dreapta a puterii pe care o reprezintă. Fiecare se descurcă cum poate. Dar ajutăm noi indirect, domnul Mitra. Nu lăsăm de izbeliște oamenii ăștia. Aceste sume sunt reale, deci, domnul Mitra. Asta este problema care trebuie să o studiem aici. Ajută de 3 ani de zile să moară de foame. Sunt moduri de a gândi politic diferit. Deci, domnul, singurile greutăți de există și acolo și acolo. Una este o politică de dreapta și asta este o politică de tip fascist. Mai dați-mi și mie, voi, că eu cu domnul Mitra n-am vorbit. Vă rog, domnul Petru. Mai mult domnul Mitra. Că și așa nu aveți ce face pe la agenție, că nu aveți bani. Ba, am făcut destule. Dar acum nu aveți bani, în sensul am făcut destule. Și asta ar trebui dumneavoastră să întrebați ca ziarist. Hai de uite, vă întreb eu ca ziarist, spuneți-mi și mie. Ar trebui să întrebați, domne, ce se poate face? Spuneți-mi și mie, cum și-a îndeplinit agenția dumneavoastră pe care o conduceți, sacină care vin prin actul de constituire a instituției? E hotărârea guvernamentală 69 din 98. Da, foarte multe a făcut în timpul ăsta, stimate. Nu, v-am întrebat dacă și-a îndeplinit sarcinile. Și-a îndeplinit. Care au fost sarcinile? Că vi le citesc de aici. Nu are niciun sens. E o polologie de două pagini. Vă spun eu. Așa. Simplu, cu înțelesul oamenilor. Hai să vă spun. Spuneți-mi ce salariu are în mână un președinte la agenție pe care o conduceți, adică dumneavoastră.
Dar nu aceasta este problema care este în discuție. Bun, nu vreți să răspundeți. Nu, scrie legea 154. Deci salariul acesta nu l-am fixat eu, da? L-a fixat Parlamentul până legea 154. Da? De ce organizați la Costinești ședința cu șefii din țara ai filialelor și nu desfășurați această ședință undeva într-o zonă dintre asta defavorizată? Vai de mine, ce bună întrebare mi-a spus. Pentru că într-o zonă defavorizată sau în oricare altă parte din țară, prețul unui bilet de cazare, deci un pact la hotel, costă cel mai ieftin 180.000 de lei. Chiar la Costinești mă costă 25.000 de lei. Știți că costă la Petroșan, de exemplu? 25, da, asta e prețul unui hotel. Pentru că la Costinești este un hotel deosebit de slab, este dintr-un cămin de nefamiliști, am găsit și noi cea mai ieftină soluție posibilă. La Costinești? E un cămin, la Costinești. Deci un cămin, e cel mai ieftin hotel, da, din România. Un cămin de nefamiliști transformat în hotel. Și pentru că este categoria aceasta, domnul de acolo ne-a oferit o cazare la 25.000 de lei, care nu se mai găsește undeva în țară, dar acum 5 ani. Pentru că este extra sezon. Și atunci, eu nu am bani să-i chem pe toți, că am 14 colective zonale în zonele miniere, da, și trebuie să mă întâlnesc cu ei. Ați avut bani să schimbați mașina? De la instituție? Da, sunt banii de cheltuieli de capital. Și nu au decât această destinație. Să schimbați mașinile. Da, da, da. Am înțeles. Deci, domnul Tucă, îmi permiteți că iarăși deviem de la subiectul principal. Bun. Acum, eu aș vrea mai exact să mă întrebați ce măsuri am luat eu. Eu cred că asta trebuie să mă întrebați. Și nu dacă am luat mașină, eu sau nici nu mă am salariu, de bună credința, sau am mai știu eu ce. Eu nu mă îndoiesc. Ia întrebați-mă câți oameni am eu, până la ce oră stă colectivul ăsta al meu, care se numără cât 10 degete la o mână, deci și eu ce poate să facă un colectiv de-al meu format în 2 sau 3 oameni, și ce poate să facă alt colectiv dintr-un minister cu 20-30 de oameni cu salarii cât ale mele. Întrebați-mă că salariații mei au primit cu 20% mai puțin la salariu de anul acesta, de salariul lor este mai mic cu 20% față de anul trecut. De ce spuneți mie că nu sunt șeful dumneavoastră? Păi întrebați-mă lucruri de genul acesta. Păi da, spuneți-le. De ce nu? Păi da, de ce nu mă întrebați cancanuri, întrebați-mă, domne. Este o structură ce guvernamentală cu Costineștiu, cu nu știu mai ce. Domnul Tucă, haideți să revenim la concret, că Marea Șorului sunt 200 importante. De oameni. Deci un ziarist trebuie să informeze opinia publică sau să organizeze o emisiune sau să scrie un articol, astfel încât problemele care interesează opinia publică să fie adusă la cunoștința oamenilor. Asta trebuie să ne întrebați dumneavoastră aici, că de asta ați organizat această... Trimite și mie scris asta, că nu știu să organizez. Deci, haideți să revenim la aspectul concret al problemei, pentru că, repet, în Valea Jiului sunt 200 și ceva de oameni în greva foamei. Pe lângă ei sunt peste 15.000 de oameni care sunt în aceeași situație, dar din diverse motive n-au ieșit în stradă, inclusiv teroarea care există în Valea Jiului. Și să vorbim și despre faptul că activii care sunt la ora actuală în Valea Jiului trăiesc iarăși o teroare datorită faptului că sunt anchetați de forțele de represiune ale statului, așa, și în același timp... De ordine, nu de represiune. Nu, de represiune, nu, domnule, pentru că acum trebuie să catalogăm așa, într-un tot unitar, pentru că nu mai este separația puterilor în stat, se dă ordine de către Ministrul Justiției, cine să fie condamnat, cine nu. Deci nu mai e caz să ne ferim despre lucrurile. Este un amalgam, un haos total, dar în sfârșit să revenim. Deci încă o dată spun, dumneavoastră ați semnat un protocol cu sindicatul, da? Care prevedea alternativa unui loc de muncă, domnule. Un acord, stimate doamne. Ați semnat un protocol guvernul, care derivă din lege. Deci, înțelegeți ce spun eu. Da. Am fost explicit. Dar spuneți și domnului Marcu, domnule. Așa. Că domnia deci... spunea că nu trebuie să ofere locuri de muncă. Așa. Și în acel protocol... Dați-i să oprească acordul. El știe și domnia asta. Da. Deci, în acel protocol, clar era făcută precizarea. Alternativă pe lângă sume compensatorii. Deci dumneavoastră ați respectat sau nu legea? Pentru că protocolul derivă din lege, domnule. Pentru că dumneavoastră sunteți deja sub incidența legii penale, domnule. Faceți genocid față de această categorie socială care există în Valea Jiului. Domnul... Și o să fiți strada la răspundere, pentru că cu toate că virgulă, trăsăturile de caracter ale acestui popor sunt pașnice și nu au... Ați dovedit, domnule, că sunteți pașnici, ați dovedit de nenumărate ori că sunteți pașnici. Dar n-au plantat flori. Deci, domnul Marcu, omul este rău datorită neajunsurilor materiale sau morale. Nu e adevărat. Ultimele le regenerează pe primul. Și atâta timp cât dumneavoastră i-a spus
pe acești oameni în situația de nu aș asigura funcțiile organismului, evident că trebuiau să facă ceva, pentru că v-ați dorit mișcări, domnule, ca domnul, să demonstrați. Hai să oprim puțin monologul ăsta care deja grea, face plăcere, face bine la spectator. Puterii, ce vreți mai mult? În mass media au recunoscut declarația lui domnul Băsescu din matinalul, care este un ziar local, și a spus clar că aceste evenimente trebuiau să se întâmple. Domnul Beja, dumneavoastră când veniți în București, nu vă mai apriți la televiziune, domnule. Chit că televiziunea Antena 1 este o televiziune națională. Veniți, domnule, la agențiile astea care au bani, domnule. Veniți și cereți bani, domnule. Deci, nu cu bâta, veniți că vă dăm. De aia suntem... Nu mă cunoaște. Dumneavoastră ați venit prima oară, m-ați văzut în seara asta. Am venit cu chestiuni concrete și ne-ați trimis la plimbare, cum încercați să ne trimiteți. Dar nu, vă aștept. Dacă vreți, mergem în noaptea asta la agenție. Nu aveți bani, domnule, nu înțelegeți că nu avem bani. Ați distrus economia asta și nu aveți bani. Nu avem, că i-ați consumat dumneavoastră, domnule. Asta e problema. Păi cum îl contraziceți pe dumneavoastră, că dumneavoastră zicea că aveți bani? Păi am bani. Nu aveți. Avem 20 de milioane de dolari, care recunoaștem că sunt insuficienți. Ar fi trebuit să fie mai mulți. Din punct de vedere social, acest guvern, așa cum el, are un program de asistență socială suficient de dezvoltat. Într-o țară în care există un om activ și un șomer, în care există șomaj tehnic pentru a ține mase mari de oameni, da, pe salarii de nimic. Vă spun eu, țara e de vină. Într-o țară în care se asigură șomaj și asistență socială în asemenea măsură, la o economie cu asemenea eficiență, să știți că programele de asistență socială sunt la un nivel suficient de ridicat și nu cred că PDSR-ul va putea da mai mult. Asta e părerea mea. Poate că domnul Mitea zice, domnule, noi dăm mai mult. Realitatea este cu totul alta, domnule. Nu mai vreau să spun acum ce o să fac. Ba, dar e bine să spuneți cifre, pentru că așa puteți spune, da, domnule, noi venim și mai dăm încă, nu știu cât, șomaj, salarii compensatorii, le dăm, le facem, le spuneți. Afară de domnul Petroniu, încep să cred că nu vreți să mă lăsați să discutăm civilizat. Eu vă las. Ați sărit iarăși dumneavoastră peste mine și mă simt intimidat. Domnul Șreme, nivelul asistență socială pe care actualul guvern îl asigură, sigur, este, poate, după părerea dumneavoastră, acceptabil. După părerea mea, este absolut penibil. Și nu putea să fie altfel. O cădere... Nu e penibil, 11% din PIB. O cădere... Da, pe astăzi, dacă îmi dați voie, am să încerc să vă spun punctul meu de vedere, nu să vă explic noastră, că noastră știți despre ce este vorba. Pe o cădere economică, deci pe reducerea PIB-ului cu aproape 30% în 3 ani de zile, urmată de una care acum o vedem în față, de încă 5%, deci 40%, 11% din PIB, reprezintă cât reprezentau 6% din PIB-ul din 96, e aritmetică. Deci degeaba încercăm să amețim procente, te spunem sume. Țara, sub conducerea dumneavoastră, a căzut economic, au apărut mai mulți șomeri, mai mulți pensionari, mai mulți oameni care au nevoie de asistență, în timp ce țara produce mai puțin. Acest dezechilibru nu-l puteți asigura nici dumneavoastră, nici dumneavoastră. Acest dezechilibru poate rezolva doar o politică înțeleaptă de dezvoltare economică. Și după aceea putem discuta. Domnul Mitre, îmi pare foarte rău, dumneavoastră îi susțineți după câte văd. Deci n-au condus, domnule. Au împărțit în mod injust avuția țării, înțelegeți? S-au însușit, dacă dânșii au ajuns în stat de a elabora legi pentru a da fostului suveran 3.000 de hectare de pământ, în timp ce copiii din țara asta mor de foame. Cine moare de foame, domnule? Ce vorbești? Haideți, domnule, nu mai duceți în discuție. Înseamnă că ești lipsit total, domnule, de informațiile necesare pe care le-ai. N-aș vrea să transformăm în circ. Vreți voi număr ultimele legi date în ultimul an și hotărâri și hotărâri de guvern și așa. De s-a lucrat și să, dar rezultatele nu se pot vedea. Ordonanțe de urgență sunt 328. Pentru că Parlamentul este depășit de evenimente și atunci nu, pentru că dumneavoastră considerați democrația ca un accesoriu și Parlamentul ca un accesoriu. Dacă Parlamentul avea prioritățile și ritmul necesar elaborării legilor, atunci nu aveam probleme. Vă rog, eu nu m-am băgat să vă dau lecții despre serviciul care l-aveți. Nu-mi dați lecții despre ce se întâmplă în Parlament. În Parlament există o majoritate parlamentară, cum această majoritate funcționează peste tot. Acea majoritate a tăiat cele 200 de miliarde, nu le-au tăiat opoziția, încă majoritatea este majoritate. Ce vrea majoritatea în Parlament se întâmplă. Ce nu vrea majoritatea în Parlament nu se întâmplă. Mulțumesc, domnule. Intră publicitate. Conex, de la noi numai vești bune. Atunci o
Îți spune, domnule, să-ți plătești, domnule, o soluție de aia. Nu să fiți condamnat, când o să vedeți că avem soluții mult mai bune decât ale dumneavoastră. Am nevoie de sprijin, înțelegeți? Suntem în direct, din nou, la emisiunea Marius Tucă Show. Domnul Petroniu ne învață cum să realizăm emisiunile și ce trebuie să facem noi ziariștii. Mai sunt și alții lideri ai puterii de astăzi care ne tot dau lecții. Noi nimic le primim cu plăcere. Continuăm în această seară emisiunea și aș vrea să mă anunțați dacă avem legături telefonice ultimele 10 minute, pentru că am intrat puțină întârziere dedicate telefonelor noastre la telespectatori, după care vom încheie emisiunea. Înainte de a lua prima legătură telefonică, cineva așteaptă pe fir. Dați-mi voie să citesc din ultimele două ziare primite la emisiune. Moartea a coborât din avion, un aparat care transporta la București delegația Greciei la reuniunea ministrilor de externe, a suferit un accident înaintea aterizării la București. Puteți citi pe prima pagină tot despre acest accident în ziarul național. Tragedia aviatică misterioasă. Primele cercetări indică o depresurizare bruscă a avionului care se afla în zbor la mare înălțime. Autoritățile române și rene au instituit o secretomanie suspectă. Inițial, piloții raportează returnul de control, o toxinfecție alimentară și nimic altceva. Foarte, foarte interesant. Haideți să luăm prima legătură telefonică. Bună seara! Bună seara, domnul Tucă! Vă ascultăm! Și vă mulțumesc că mi-ați acceptat această convorbire. Cine e domnul Rostaș, da? Da, da. Păi spuneți cine sunteți, domnul Rostaș. Invitațiilor dumneavoastră și în special domnului Veja. Spuneți cine sunteți, vă rog. Mă numesc Rostaș Valentin, sunt reprezentantul grevei de la Vulcan. Vă rog. Problemele noastre, domnul Tucă, sunt cam grave. Da. Adică suntem de 17 zile în greva foamei, circa 70 de persoane. În Vulcan. În Vulcan. Da. Și 156 la Lupeni. Vă rog. Oamenii noștri au ajuns în pragul disperării. După cum v-a spus ieri domnul Beza, ieri 6 persoane împreună cu mine am vrut să ne dăm foc, fiindcă autoritățile locale au fost depășite de problemele noastre. Iar la nivel de guvern, unde am trimis două faxuri, nu am primit niciun răspuns afirmativ. Noi am cerut în cele două memorii o comisie guvernamentală să se deplaseze la noi în Valea Jiului, care a rămas fără rezultat. Oamenii noștri sunt în pragul disperării și nu știm la cine să mai apelăm. Chiar nu se găsesc soluții pentru noi? Păi, l-avem aici pe domnul Ștraibă, care este secretar de stat, Departamentul de Dialog Social din Guvernul României. Poate vă ajută dumnealui. Deci, vezi și n-au venit până acum la mine. O să încerc să realizez o întâlnire pe această temă cu toți factorii care ar putea, într-adevăr, să-i ajute. Acum, asta a fost o emisiune. Încercăm să aducem la masă mai multe persoane și să vedem ce soluții se pot găsi. Bun. Domnul Rostaș, spuneți-mi până când aveți de gând să continuați acest demers al dumneavoastră? Până la capăt, până cât viața ne mai poate ține. Adică ori morți, ori vom rezolva, se va găsi o soluție de la Dumnezeu, că văd că autoritățile care trebuie să reprezinte aceste probleme ale noastre sunt incapabile din discuțiile pe care s-au purtat în dialogul de față. Oare de la cine să mai cerem ajutor, domnul Tucă? Să sperăm, domnul Rostaș, că după întâlnirea de această seară și cu ajutorul domnului Ștraiber se va găsi timp pentru o întâlnire la care să fie dezamorsată, să fie rezolvată măcar această stare, spun eu, destul de gravă, cu 200 de oameni, iertați-mă, în greva foamei. Vă mulțumim pentru telefon, bună domnul seara. Domnul Tucă, vă rog.
Noi am mai găsit două modalități. Adică să cerem azil socioeconomic în oricare altă țară. Sau în cel mai rău caz, vrem autonomie teritorială, domnul Tucă. Domnul Răsta, și asta cu autonomia teritorială, vă rog eu, nu, asta e o chestiune atât de periculoasă și mie în sar... Nu ce... este domnul Tucă, domnul Tucă, noi vrem și noi aici, domnule, un parlament al nostru, un stat în stat, domnule, fiindcă văd că cei din parlamentul care conduc acum această situație... Domnule, asta este o, asta e o chestiune foarte periculoasă, asta duce la, la lucruri foarte grave... Nu este periculoasă, domnul Tucă, fiindcă și... noi am ajuns în acest prag al disperării, să nu mai știm ce să facem, domne. Nu mai știm cum să gândim. Oamenii ne... Azi, mâine ne mor, domne. Sunt 17 zile. Avem cazuri care am dus oamenii în comă cu tensiunea zero. Oare ce să mai facem? Așteaptă persoanele care se află acolo, așteaptă să murim, domne. Cerem, domne, vehement autonomie teritorială, domne. Bun, ne despărțim de București. Vă mulțumesc pentru... Austria este mai aproape decât capitala Bucureștiului. Să nu uităm că Hunedoara a avut oameni istorici, cum a fost Matei Corvin și Iancu de Hunedoara. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, mult. Bună seara, numai bine. Domnul Tucă, îmi permiteți vă... Această idee a autonomiei teritoriale spun, dacă nu permiteți... e altceva decât o chestiune care nu rezolvă lucrurile, ci din potrivă chestiune foarte gravă, cu care nu o să fiu absolut niciodată de acord. Vă rog. Am fost chemat la cabinetul primului ministru acum două săptămâni ca să văd un proiect care vine din Valea Jiului, un proiect pe care domnul consilier Makarovski, pe care îl blamează domnul Beja, l-a oprit pentru că acolo, în Valea Jiului, se cere un guvernorat local, domnul Tucă. Deci lucrurile sunt foarte grave. Un document care ajunge. Nu. Domnule, deci încă o dată vă spun, nu vă luați de după anumite persoane care nu au informațiile necesare. Domnul Beja, de ce vă sariți Sandura? De ce vă sariți? Nu, nu, nu. Să vă acoperiți greșelile pe care le-ați făcut. Greșelile noastre le recunoaștem. Niciun bun lucru nu este de acord cu autonomia Transilvaniei. Ăsta ar fi un aspect. Și al doilea aspect, unul astră, din punct de vedere, că acum nu mai poate fi. Uitați-vă la document. Uitați-vă la document. Economic, domnule. Dumneavoastră ați adus din punct de vedere economic această țară încă oricând Transilvania este în pericol, de trupul țării, domnule. Uitați, domnule, document. Uitați document. Domnul Petroniu. Domnul Petroniu. Eu sunt uimit să le dați cu bucurie sentimentul. Dar nu e bucurie, domnule. E adevărat ce spuneți. Este grav, dar uitați-vă unde se merge. Acești oameni flămânziți care s-au de 17 zile în greva foame, noi să vreți că ei să reacționeze așa cum am dorit noi? Eu vă spun că este un român cel puțin la fel de mult ca și noi. De 17 le face grea foame. Colegii lui sunt în spital. Acest tip de politică de înflămânzire, simt că eu ce ați nu, nu, nu are nimeni, domnul, asta e în cinism, domnul Dumitru. Când ați auzit, politică de mai, puțin, mai puțin de ultimii 2 ani, când ați auzit înainte de ultimii 2 ani, vorbim de autonomie teritorială, români vorbim de autonomie teritorială. Din 1998 au început să vorbească români de foame. De fapt, este pentru disprețul pe care îl arătăm. Mai tratați România ca de o țară ca cum e Biafra, domnul Dumitru. Dar nu vă bucurați. Este un efect al politicii celor 15.000 de specialiști. De fapt, se induce ideea că țara preia valori din această regiune. Nu este adevărat. Autonomia economică pe care probabil că o doriți, ca să evitați lucrul ăsta. Pe care o doriți? De la cine ați auzit? Păi nu, s-am auzit acum la televizor. Pe care o doriți? De ce vorbiți la modul general? Dar să zicem că ar fi autonomie economică, dar noi mergem oricum pe descentralizare. Nu vreau să aud de termenul ăsta, dumneavoastră, înțeleg. Această autonomie economică nu vă rezolvă problemele. Dumneata, dacă ești un om care, eu știu, are cât uși de puțin... Până vă găsiți cuvintele, domnul, până vă găsiți cuvintele, domnul, descentralizarea presupune o doză de economie, de autonomie economică din ce în ce mai mare și noi mergem pe ideea asta. Deci nu e nevoie, nu e vorba de desfințarea statului național, e vorba de a da cât mai multă independență economică a comunităților locale. Dar haideți să revenim la subiect, domnule. Încă o dată vă spun, dumneavoastră ați semnat un protocol, domnule, eu insist asupra acestui fapt. Protocolul prevede alternativă la cele 20.000 de disponibilizări.
Domnule, este fals, dar nu e adevărat, domnule. Dar încetați odată cu mistificarea asta, domnule. Niciun om responsabil de guvernarea asta. Nu, domnule, dumneavoastră. Domnule, există protocolul semnat. Domnul Bejar. Dumneavoastră, dacă vreți să... Marcel Makarovski și Guvernul României. Nu s-a creat, nu s-a afirmat niciodată că guvernul, prin închiderea minelor, va crea exact același număr de locuri de muncă alternative. Pentru că este o ipoteză falsă. Nu se pot crea locuri de muncă administrative. N-am păcălit pe nimeni, domnule. Cum nu i-ați păcălit? Nu ați plecat de la premisa că românii... Și când vor fi soluții care să... vă vor dovedi că dumneavoastră, pe lângă deciziile eronate politico-economice pe care le-ați luat, ați făcut și în mod conștient anumite acțiuni și fapte care au dus la distrugerea economiei naționale, atunci veți fi trai la răspundere, domnule, pentru că veți intra sub incidența legii penale. Domnul legătură telefonică. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm. Mă numesc Colaru, sunt din Pitești. Mai tare, vă rog. Mă numesc Colaru, sunt din Pitești. Vă rog. Aș vrea să pun și o întrebare lui domnul director Petroniu. Vă rog. Dumnealui a făcut asumația la începutul emisiunii că după 3 ani să văd rezultatele acestei asociații care a făcut-o guvern. Agenții, da. Agenții. Da. Dacă după 3 ani să văd rezultatele, întrebarea e de ce s-a înființat acum și nu s-a înființat după 3 ani, după ce au luat măsuri? Trebuie neapărat să ia bandă pomană și oamenii în Valea Jiului mor. Bun, vă mulțumim pentru întrebare. Haideți să răspunde domnul Petroni. Bună seara. Văd că îl pufnește râsul, bă, domnul Petroni. Da, sigur, după modul în care a pus întrebarea, probabil că dânsul nu a înțeles foarte bine. Dar noi să credeți că stați de vorbă, credeți că dincolo de ecran sunt numai doctor inginer, domnul Petroni? Da, sigur că da. Păi, dacă dumneavoastră ați fi cerut ca aici să se spună o serie de pași pe care îi face o instituție ca să construiască ceva, sigur că acest domn Olaru din Pitești n-ar fi pus o asemenea întrebare. Dar domnul, sigur că dânsul nu știe. Domnul director, agențiile dumneavoastră, până să vă chem eu la această emisiune, n-au existat, domnule. N-au existat pentru opinia publică. Au existat, stimate domn, și au făcut destule, iar cine știe... Păi, domnul Olaru n-a auzit de dumneavoastră, domnule. Păi n-a auzit. Haideți să facem o sondă să vedeți... Pitești. Eu știu că Piteștiul nu e zonă minieră și n-avea de ce să audă. Haideți... Nu-l interesa pe domnul Olaru. Haideți să luăm 100 de telefoane să vedeți că n-a auzit nimeni de dumneavoastră. Vă înșelați. Dar aveți noastră un rol în chestia asta. Domnul Petru. Foarte tare vă înșelați. Dar îmi permiteți. Deci domnul Olaru spune că de ce se înființează o instituție dacă rezultatele activității ei se văd peste 3 ani. Și că atunci să se înființeze peste 3 ani. Păi în momentul când înființești ceva, există un anumit timp care trebuie pentru construcția instituțională. Un anumit timp care înseamnă pregătirea de programe, cum este o instituție focus care are o asemenea determinare. A apărut pentru a crea niște efecte. Ori aceste efecte nu pot apărea instantaneu când s-a votat hotărârea de, s-a adoptat hotărârea de guvern sau legea a fost votată în Parlament. Deci nu se pot calcula efectele într-un timp atât de scurt, în câteva luni sau într-un an de zile. Am înțeles, domnul Mitra. Vreau să spun, domnule Petroniu, că una dintre greșelile care eu cred că domnia sa o face este că subapreciază capacitatea de înțelegere a celor care ne privește. Nu, nici n-am spus lucrul ăsta. Nu am spus lucrul ăsta, am spus altceva, că dacă în această emisiune s-ar fi pus întrebări care să arată mecanismul pe care o instituție îl lansează pentru a obține un anumit efect, domnul Olaru din Pitești, care nu e dintr-o zonă minieră, n-ar mai fi pus o asemenea întrebare. Era n-am răspuns. Era ultimul cei trei care n-ați vorbit peste mine. Deci nu i-am spus altceva. Și chiar vreau să spun la sfârșit că dumneavoastră n-ați vorbit peste mine. Ne dați calificative, domnul Mitra, ce faceți aici? Nu, încerc să rămân într-o zonă politicoasă, n-am vorbit peste dumneavoastră. Haideți să vorbim la concret. Da? Deci, că? Domnul Petru, eu rămân la părerea că ați subapreciat inteligența celor care ascult. Domnul Lara a înțeles foarte bine. Domnul Lara a înțeles foarte bine. Iar eu, din păcate, mai opresc și pe stradă și discut cu oamenii simpli. Domnul Lara a înțeles foarte bine ceea ce discutăm aici, ce se întâmplă aici. Domnul Lara a înțeles ceea ce știm și noi. Nu se întâmplă nimic. Noi vorbim, doar să vă faceți că faceți ceva și minerii în Valea Jiului și alți muncitori în țară mor de foame. Asta se întâmplă. Iar măsurile care se iau nu există.
Sunt doar teoretice sau sunt atât de, sunt da? Atât de, deci atât de moi față de, 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 de fenomen, fața mea, nici în fața 800 de locuri dacă de muncă. Dacă vă prezentați în campanie electorală, electorală cu un asemenea discurs, pierdeți. Eu nu fac campanie electorală. 800 de locuri de muncă. Deci noi trebuie să venim în fața oamenilor cu următoarele lucruri. Mi-am propus să fac cu tare sau cu tare sau cu tare lucru și trebuie să-i demonstrez cât am făcut. Ce pași am făcut pentru realizarea acelui lucru? Asta trebuie să-i spun eu omul. Asta spun și eu, domnul da. Petroni. Ați venit în fața oamenilor în 1996 cu contractul pentru România, ați spus ce vreți să faceți, se va vede în 1999 și se vede ce se face. În perioada asta scurtă de când sunt eu la acest... Nu încercați să personalizați. N-am vrut să intru la această tentă și am vrut să discut doar pe ce am discutat mai. Am inițiat 24 până acum și am încă în continuare două proiecte. Haideți să vă pun și o întrebare. Ați fi de acord pentru zone de favorizare? Disponibilizați și să veniți cu programe după care, domnule, în lipsă de bani. Domnul Beja, v-am spus, că am fost șomer 9 luni de zile. Opriți-vă un pic, vă rog frumos, decuplați-vă un pic. 9 luni de zile am fost șomer. Și după 9 luni mi-am regăsit un post pe care am crezut că pot să fac ceva, domnule. Deci încă o dată revin, domnule. Deci să poate să știți. Disponibilizați care ați spus seara asta și ați adus un haos. Domnule, lăsați, domnule, ca să știți. După care să veniți cu programe la guvern. Domnul Mitrea spunea că n-am făcut nimic. Acum spune că am... Domnule, lăsați că nu discut despre economie. Economie care a fost adusă în acel stadiu al anului 1989 asta după sacrificii supreme, domnule, care le-a suportat poporul. O secundă. Știu că iubiți comunismul, dar dacă vreți facem o discuție pe tema asta cu comunismul. Nu, e runa acest. O secundă, domnul Schreiber. Îi rog pe colegii mei, pentru că nu mai avem timp în acest moment pentru telefoane, pentru telefoane în direct, să-mi aducă și mie acele telefoane pe care le-au notat la... relații cu publicul. Deci vă rog, dacă puteți să-mi aduceți, vă rog, doamnă, să... Deci eu atâta lucru vreau să vă spun. Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională este un element foarte important și înțeleg că lumea nu ne cunoaște. Suntem o instituție așa creată ca urmare. Așa am poate că vă da, deci sigur că lumea ne cunoaște pentru că noi am încercat. Suntem o instituție nou înființată, aprobată prin lege care a trecut prin Parlament. Este un element, discutăm despre un element de reformă în care partenerii sociali sunt invitați să administreze problemele sociale de pe piața muncii. Deci această agenție are un consiliu de administrație tripartit în care avem 5 reprezentanți ai sindicatelor, 5 reprezentanți ai patronatului și guvernul. Deci în această situație problema nu se mai pune problema, este problema guvernului. Asta a fost ideea, de aceea s-a înființat această agenție și de aceea se încearcă să dăm accesul tuturor la problemele de piața muncii ca împreună să le rezolvăm. Asta este ideea. Deci nu trebuie să mai așteptăm, zic eu. Deci important e ca toți să contribuim să venim la Imediat, doamna, vă mulțumesc. Promo, după care am să citesc câteva din mesajele telespectatorilor noștri. A ieșit în fața vânătorilor de recompense. It's $10 million. It will belong to anyone who can kill me in the next 48 hours. Someone kills me trying to kill you. I'm gonna kill you. Oops. Trebuie să-l păzești pe el sau trebuie să te păzești pe tine? Choose your weapon! But choose carefully, you get only one. Din vânător în vânat. Pamela Anderson în VIP. Joi la Antena 1. Stai să vezi. America. What? No! Stai să-l vezi. I hope he makes it! Viața e dură. Împărțeam jumătate-jumătate. Pericole sunt la tot pasul. Mașini capcană, bombe artizanale plasate în locuri publice. Uită-te la ceea ce de obicei nu se vede. Ascultă, deși e greu de crezut. Mulțumesc, Dumnezeu, mici. Privește răul în față. Numai la Brigada Mobilă. Începe maratonul fotbalistic la Antena 1. În direct, vineri, sâmbătă și duminică, 5 partide din divizia A Ursus. Vineri de la ora 16, FC Brașov Brocari și de la ora 20:30 Astra Ceahlăul. Sâmbătă de la ora 16, Rapid Petomul. Duminică, două meciuri, Universitatea Craiova Steaua și FCM Bacău Dinamo. În transmisie directă alternativă, începând cu ora 16. Veți fi pe teren 450 de minute alături de cei mai buni fotbaliști din campionatul intern. Stai să vezi! Atențiune! Să începem fiesta! Să văd
lansarea cum colcă a bingo. Cumpărați-vă cât mai multe cartoane de joc și puteți câștiga o groază de premii numai aici. Vă oferim 50 de milioane de lei, o Skoda Felicia, Lada Niva! 300 de milioane de lei! Mulțumim! Nu m-am dat! Sunt foarte bucuros și fericit. Trăiască Bingo Europa, care oferă asemenea premii! Mașina este a dumneavoastră! Cât aveți mai multe cartoane, aveți și mai multe etichete. Cu etichetele gratuite se pot obține 100 de autoturisme Dacia! Ură! 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 Tele Eurobingo Show! Da, continuăm emisiunea, ultima parte, foarte multe mesaje venite de la dumneavoastră, foarte multe telefoane. Vasile Iun din București, minerii a trebuit să-și vadă de treaba lor și să se spună odată cine a chemat în București pentru prima dată în 1990. Vaida Gheorghe din Craiova, felicit pentru emisiunea, realizatorii și invitații de marcă, vă mulțumim. Pentru domnul Bejdea, ce a făcut ca lider sindical începând de la sortar, nu înțeleg, de la de la Costești până în prezent, când mișcarea sindicală a fost pur și simplu spulberată. Doina Irimie, București. Dacă ar putea invitații să ne spună ce agențiilor naționale, câteva din succeselor acestor agenții. Realizări concrete de la înființare și până acum. Saz Dorel din Hunedoara, suntem alături de domnul Beja. Filip Ioana, am dorit ca invitații să aibă un comportament mai moderat. Doamna Ileana Munteanu din Timișoara, dacă se cunoaște situația din Retezat și Hunedoara. Se referă la reconstrucția drumurilor forestiere, poduri și așa mai departe. Acolo este un dezastru. Domnul Nelu din Zalău, sunt subofițer în armată. În vară am fost cam 200-300 de militari acolo pentru a lucra fără bani. Noua putere nu a creat decât purtători de cuvânt și nu a făcut nimic concret. Vasilescu Nicolae face o propunere pentru mine. Constache Florica, dorim să știm câte locuri de muncă s-au oferit de la guvern. Domnul Rafael Gabriel, pentru domnul Beja și domnul Mitea, a trebuit să știe că Anglia și Belgia și-au terminat industria carboniferă cam de mult și au fost și acolo niște convulsii care au zgudit națiunile respective, dar totul s-a trecut și peste asta. Așa se va întâmpla și la noi. Domnul Tomescu Ion vrea să vorbească cu domnul Schreiber, fost coleg de serviciu. Popa Ioana, pentru invitați. Ce meserie au invitații și ce contacte au avut cu oamenii? Mă refer la cel direct. Budnar Ion a dorit să vorbească în direct cu domnul Marcu. Spoială Constantin, de ce nu informează populația asupra subvențiilor mascate date în bazinul minier? Pentru domnul Schreiber. Toma Dumitru, sunteți singura tărâșnă independentă și am dorit să știm dacă invitații fac parte din cei 15.000. Vreau să precizați Oltenia, că de Oltenia e vorba acolo. Oltenia. Cu subvenție mascată. Sunteți singura tărâșnă independentă și am dorit să știm dacă invitații fac parte din cei 15.000 de specialiști. Eu cred că 85% din populație sunt alături de mineri. Balan Ion, pentru domnii de la agențiile de dezvoltare. Dorim să știm ce salarii au acești domni în comparație cu ceilalți, mai ales că nu au făcut nimic până acum. Doamna Maria Didac, cum s-ar discuta acești invitați dacă rămâne dânsii șomeri? Educanu Dumitru, am fost împreună cu domnul Văsăi la guvern timp de o săptămână și doresc să vorbesc în direct. Am dorit să se facă ceva productiv, nu dorim un butic sau o benzinărie, dorim locuri de muncă. Domnul Dumitru Educanu din Vulcan. Aveți telefon? Nu-l aveți, că văd că e aici. Poate nu mai avem timp. Cristina Marin din București. Al câtelea specialist din cei 15.000 se consideră domnul Văsăi? E vorba de domnul Petroniu. În ce domeniu este specialist cu diplomă, domnul Văsăi? Câte colective și în ce domenii a mai condus? Domnul Stoian Decebal din Megidia. Ce a făcut domnul Băsescu cu disponibilizații la CFR? A disponibilizat mai mulți oameni și calea ferată nu s-a dezvoltat cu nimic. Ce rost au mai avut loc aceste disponibilizări? Adrian Stase din București. După acordarea compensațiilor pentru a-și face o activitate independentă cu care sunt asociați unici conform hotărârii de guvern, nu poți ridica dividende decât după un an. După închiderea bilanțului, ca asociat unic, nu poți fi nici angajat cu salariu. Din ce pot trăi acești oameni? Olaru Gabriel din Pitești a intrat în direct. Popescu Elena, recomandări pentru mine. Duță Gheorghe, director din Valea Jiului, TV am impresia. Au fost 22.000 de mineri disponibilizați. Câte locuri de muncă
concrete au apărut până acum. Eu de la 35 de locuri de muncă am ajuns să angajez 75 în prezent. Ce au făcut dânsii? Maria Sandu, pentru doamna Platon Gabriela, doresc să mă refer la ordonanța care a fost valabilă numai 3 zile și anume 099/99. De ce doamna a fost valabilă doar 3 zile? Primarul Ion Napoiu din Lupeni, doresc să prezint în direct înștiințarea greviștilor din Lupeni referitor la situația actuală. Cristina Costache, am dorit să știm salariul domnului Petronu și dacă tot nu a făcut nimic, ce susținere are pentru... Domnul n-a spus că n-a făcut, haideți să nu cădem în extrema cealaltă. Domnul Petroniu n-a spus nimeni că n-a făcut nimic. Concretența demersului domniei sale lasă de dorit și mai ales faptul că nu este ajutat și nu îi se dă niciun ban. Și a criticat în direct aici pe cei care trebuiau să facă acest lucru. Domnul Peter Sorin, pentru doamna Platon Gabriela, din Cortejul de Sus, Hunedoara, s-a afirmat că pentru disponibilizare s-a făcut o angajare de la primărie, iar banii s-au plătit lunar. Doresc să știu de ce la noi nu s-a făcut această plată. În luna august nu s-a făcut deloc plata. Boșa Mircea, pentru 20.000 de mineri disponibilizați s-au dat câte 20 de milioane. Înseamnă 400 de miliarde, deci 22 de milioane de dolari. Și asta fără 200 de milioane date de guvern și fără ajutor de șumaș. Deci a rezultat cam 40 de milioane de dolari, bani pe care noi nici de la femei nu i-am luat. De ce nu s-au folosit acești bani pentru relansarea mineritului? Doamna Mateescu Tamara, a spus cineva unui miner șomer cât costă înființarea unei societăți? Ne referim la taxe și știe el cum se gestionează această societate, pentru că amenziile ar fi foarte mari dacă nu se încadrează în sistemul legislativ. Ia răspundeți, doamna, la cele două întrebări concrete. Deci, prima întrebare e referitoare la legea 99 de asumare a trecută prin Parlament, în care exista un articol referitor la plăți compensatorii pentru toată... Nu, de ce a fost valabilă 3 zile, întreba? Legea intra în vigoare în momentul apariției normelor de aplicare. Sigur că atunci când această lege s-a făcut, noi n-am fost consultați, iar prevederile erau absolut incomplete. Și atunci, având în vedere că tot pregăteam un cadru legislativ general de restructurare economică cu plăți compensatorii pentru agenții de stat și privați, da. Această prevedere din titlul legii a fost prinsă în ordonanța 98, dezvoltată cu măsuri pasive și active în ordonanța 98 și de asta acesta este motivul pentru care legea titlul din legea respectivă nu s-a aplicat în... Domnul Sorin Plătă spune că nu s-au dat banii de la primării, spuneați că s-au plătit lunar. Da, deci la această... Deci în momentul de față înregistrăm următoarea situație. Acești bani care s-au plătit, în care s-au plătit lucrările de interes comunitar, sunt bani dintr-un proiect pe care îl avem cu împrumut cu Banca Mondială. În proiectul de buget au fost prevăzut o anumită sumă de bani, așteptăm rectificată. Deci aici avem o mică deci nu mai sunt bani, practic. Banii sunt, deci e vorba de intrări de credite externe, banii sunt sunt acolo, dar nu, dar sunt, n-au venit aici. Nu sunt, noi nu avem voie să cheltuim decât în conformitate cu vederea bugetară. Am înțeles. Haideți pe scurt fiecare, domnul Petroni, haideți să începem partea de 30 de secunde, ceva la încheiere, vă rog, foarte scurt. Începeți cu mine, da? Vă rog. Deci eu am încredere că în virtutea măsurilor pe care le-am luat și după lungi dezbateri cu Banca Mondială am reușit să adoptăm un modus vivendi cu banca, astfel încât în anul 2000 să pot genera o serie de locuri de muncă. Iar dacă Parlamentul mă ajută cu alocarea de în cadrul bugetului cu niște bani, e sigur că vor fi și mai multe. Domnul... Programe avem. Vă mulțumesc. Deci din punct de vedere al programelor, nu e nicio al problemă. Atribuțiilor mele, sunt suficient de pregătit. Am înțeles. Domnul Streiber. Programul Guvernului presupune reducerea numărului de locuri neviabile economic. Nu putem construi alte locuri de muncă neviabile economic. Deci, din punctul ăsta de vedere... Încă o dată revin, ați distrus și agenții economici competitivi pe plan internațional. Deci, aici, deci nu mai veniți cu această aici invenție. Aici se poate purta o discuție mai largă. Acum, am toată compasiunea pentru ceea ce se întâmplă acum în Valea Jiului. O să încercăm să avem o întâlnire cu toate persoanele care sunt acolo și toți cei care i-ar putea într-un fel sau altul ajuta. Dar, repet, trebuie să creăm locuri de muncă viabile. Asta este problema. Domnul Marco.
Ce să vă spun, domnul Tucăla? Îmi pare rău că dumneavoastră ați invocat faptul că nu ne-am făcut cunoscuți, dar în ziua în care Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională a făcut acordul de asociere cu Departamentul de Comerț și Industrie a Marii Britanii, care să ne asiste pe noi să învățăm cum să facem dezvoltare regională, toate televiziunile din România și toată presa era cu la prima mare pagină ocupată, nu vă acuz de chestia asta, era ocupată cu crima din, cu proxenetul și s-a reluat de N ori. Deci un lucru important care s-a făcut, care aduce bani în România, n-a putut să găsească nici măcar 5 secunde. În schimb, lucrurile astea dumneavoastră le reproșați ca și cum noi am dat dovadă de un cinism înfiorător în care noi dimineața ne trezim și ne gândim pe cine mai facem șomeri, pe cine mai înfometăm, pe cine mai găm în greva foame. Mă acuzați degeaba, dacă sar eu pe dumneavoastră să vă acuz acum, nu mai termin până 5 dimineața. Eu nu v-am acuzat de nimic, domnul Mitrea. Da. Nu v-am acuzat de absolut nimic. Poate ar trebui disperări din fara jurului să răspundă și altceva decât cu vorbe. Și domnul Marcu, cu toată stima, cred că primul lucru pe care trebuie să faceți unul dumneavoastră ca om, dumneavoastră ca putere, este să învățați să-i respectați pe aceștia. Și pe cei din Valea Jiului, și pe cei din Botoșani, pe toți cei care sunt, care nu știu cum să folosească niște lucruri care dumneavoastră le știți. Să-i respectați și dacă îi respectați, poate îi învățați. Îi învățăm în primul rând. Să știți că îi învățăm. Să-i respectați în primul rând. Dacă îi respectați în primul rând, după aceea voi veți putea apropia să-i înțelegi. Dacă îi înțelegi, voi putea să-i conduceți. Sigur, lăsăm la o parte, vreau voi. Domnul Tucă, o secundă. După 27 septembrie, când se închide licitația de ofertă, de proiecte pentru inițiativă locală, O să vă trimit la dumneavoastră la postul de televiziune exact o listă cu toate proiectele de inițiativă locală. Nu vom mai discuta despre aceste teme, pentru că se pare deosebit de grav. Acești bani vin de la Uniunea Europeană, sunt la ora actuală în România, dar trebuie cheltuiți după tipicul pe care Uniunea Europeană îl practică cu toate celelalte 15 țări membre. Nu mă refer numai la banii dumneavoastră, domnul Marcu. Mă adresa la dumneavoastră. Eu am spus dumneavoastră ca și putere, faceți parte într-o putere. Da, dumneavoastră. Doamnă? Deci eu vreau să vă spun, Agenția Națională pentru Ocupare realizează întâlnirea, întăcerea și oferta de pe piața muncii, dar există întâlnirea, întăcerea și oferta de pe piața muncii. Să nu dacă e nevoie, să organizați despărțirea dacă e nevoie, aducem adaptări la forța de muncă în așa fel încât să îndeplinească condițiile de la locul de muncă solicitat, dar în același timp intervenim cu mici elemente, așa numite măsuri active, le spunem noi, în care stimulăm angajatorii să angajeze tineri absolvenți. Sau acordăm credite pentru întreprinderi mici și mijlocii ca să creeze locuri de muncă, să angajeze șomeri. Adică încercăm multe variante să ajutăm într-o perioadă de criză, ca să spun așa, în care suntem cu toții și în care va trebui să ieșim împreună, nu mai lucrând împreună. Deci asta este părerea mea. Mulțumesc, domnul Beja. Da, deci aș vrea să accentuez faptul că o situație similară o trăiesc și disponibilizații din Oltenia, pentru care la fel nu s-a făcut nimic. Așa, să spun că... Ați fost însoțit aici de domnul, trebuie să și spuneți. Da, dar... este și vicepreședintele din Oltenia, domnul Crețan Constantin. N-am mai avut loc în studio. Așa, și aș vrea să mai spun că în august 1997, Guvernul României a dat o hotărâre de guvern prin care se indexau salariile agenților economici și ea n-a mai fost respectată pe considerentul că vor urma disponibilizări. Domnul Beja, e lungă lista. Da. Haideți, spuneți-mi care sunt demersurile noastre următoare, pentru că mai avem foarte puțin timp și vă întoarce, sunt 200 de oameni acolo în greva foamei. Alte mii de disponibilizații așteaptă. Cel puțin, conform legislației în vigoare, voi lua toate măsurile necesare și protesta vehement dacă se va mai închide o mină în Valea Jiului pe considerentul că nu există alternativă, după cum vedeți drama pe care o trăiesc cei disponibilizați în 1997 în Valea Jiului și nu numai. Așa că referitor la aceste dosare vom da agenții economice în judecată pentru a obține acea indexare din 97 și o vom obține și pentru activ. Și aici aș mai vrea să spun că nu vom accepta privatizarea unităților miniere din Valea Jiului pentru că nu se urmărește altceva, nu eficientizarea așa cum se vehiculează de către reprezentanții guvernului, nu se urmărește așa ceva, ci se urmărește scoaterea din circuitul economic fără alternativa a unităților economice. Dacă aveți la sfârșit un mesaj pentru Miron Cuzma, aflat în închisoare, colegul noastră de Mișcare Sindicală. Sigur că da, o să în final o să
fac referire la așa ceva. În schimb, aș vrea să-l rog pe domnul Marcu să facă afirmația pe care a făcut-o în pauză vis-a-vis de... Că nu sunt bani. Sau ce? Dânsul spune că are 20 de... Milioane de dolari. Milioane de dolari care la care se adaugă la dispoziția cetățenilor României care vin și accesează conform legislației în vigoare. Deci o afirmație pe care ați făcut-o pe un post național. Sigur că așa. A făcut-o și se referă la faptul, accentuez, că aveți 20 de milioane de dolari. Ei pune la dispoziția cetățenilor României, care îndeplinesc condițiile prevăzute în criteriile de eligibilitate. În care intră cu foarte multă ușurință foarte mulți din mineri din Valea Jiului. Trebuie precizat de asemenea că aceste 20 de milioane de dolari sunt insuficienți. Știu că sunt insuficienți. Noi nu ne substituim bugetului național. Nu ne amăgim, înțelegeți. Nu. Da. Noi promovăm inițiativul local. Spuneți-mi pentru Cosma dacă aveți vreun mesaj. Sigur, cred că nu mai e cazul să o spun. Este o condamnare politică, un substrat politic. Suntem alături de Miron Cosma și sperăm că justiția va face dreptate dacă nu se vor... Și în cazul dumneavoastră, că pentru că și dumneavoastră sunteți în curs de anchetă. Nu vreau să pozez în rolul de victimă, dar în Valea Jiului, repet, este o teroare, inclusiv asupra mea se fac presiuni. Ultimele trei adrese se referă la desfacerea contractului colectiv de muncă și permanent anchetat, mă rog, chestiuni care pentru mine n-au efect, dimpotrivă mă înverșunează gândindu-mă la faptul că ele nu au decât un substrat politic și îmi pare rău că trebuie să-l contrazic pe domnul Mitrea. De altfel, dânsul voalat susține actuala putere spunând că ne aflăm într-o faza democrației. Nu, ne aflăm în fața unui regim de tip fascist și mi-asum răspunderea pentru cuvintele pe care le afirmați. Vă mulțumesc pentru participare. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă rog să țineți aproape. Mâine seară la emisiune se vor afla față în față liderul democrat Petre Roman și Ion Cristoiu. Țineți aproape.